dispoziția numărul 199 din 12 noiembrie 2019, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mestrea Cașin în data de 19 noiembrie 2019, începând cu ora 16. Primarul Comunei Mestrea Cașin, județul Bacău, având în vedere adresa numărul GM23845 din 25.10.2019, primită de la instituția prefectului Bacău, înregistrată la noi sub numărul 573 din 29.10.2019, prin care se fac o serie de precizări legate de adoptarea hotărârilor Consiliului Local în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 57 din 2019, hotărârea din 2019. Începem să spun data dacă e vreo scris acolo. 2019. E dată, dar vă știți și data. De ce e data? De guvernul României, care era la da, dar continuăm, da? Scoate? Bine. Poate să facă lui Mare, bine, ce mai roșu. Hotărârea AGA a adis numărul 15 din 19.11.2018 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale aferentă fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2019. Prevederile articolului 121, alineatul 1 și 2 din Constituția României Republicată, prevederile legii numărul 53 din 2003, Codul Muncii Republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile articolului 5, literă G, articolului 129, alineat 2, litera A, alineat 3, literă C și articolului 139, alineat 1, din Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 57 din 2019. Codul administrativ. Mai iar zi în 2019. Da, 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 de 3 iulie 2019 și se aplică cu dispoziția, așa e, de data așa o citești. Da, se aplică cu 5 iulie 2019. Se aduc publicată în monitorul oficial, numărul 555 din 5 iulie 2009. O ordonanță de urgență guvernului. Sub numărul 5554 din 22.10.2019, prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri privind cotizația pentru anul 2019 și efectuarea plății acesteia. Referatul numărul 5618 din 23.10.2019, primit la doamna Olaru Cristina, prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind alipirea a două loturi de teren situate în satul Scutaru, aparținând domnului Panaitescu Fănel. Referatul numărul 4484 din 28.08.2019 a domnului Apostol Gheorghe, responsabil urbanism, în cadrul primăriei Mănăstirea Cașin, prin care solicită adoptarea unei hotărâri pentru eliberarea avizului administratorului drumului publice din Comuna Mănăstirea Cașin, necesar obținerii autorizației de construire pentru obiectivul regularizare al pădurilor Sărățel în Comuna Mănăstirea Cașin. Adresa numărul 3823 din 28.10.2019, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri privind adoptarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrativ-Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform modificărilor legale în vigoare și solicitărilor organelor de control abilitate. Referatul numărul 5605 din 23.10.2019 a doamnei Olaru Cristina, inspector responsabil achiziții publice, prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind actualizarea devizului general
și principali indicatori tehnico-economici privind proiectul alimentare cu apă a localităților aparținătoare comunei Mănăstirea Cașa. Referatul numărul 5563 din 22.10.2019 a domnului apostol Gheorghe, responsabil urbanism în cadrul primăriei Mănăstirea Cașa, prin care solicită adoptarea acordului prealabil și autorizații de amplasare și de acces în zona drumului public emisă de administratorul drumului respectiv, potrivit articolului 46 a Chim 1 și din aliniatul 4 din ordonanța numărul 43 din 28 august 1977, republicată și actualizată necesar la obținerea autorizației de construire pentru obiectivul alimentare cu apă al localității aparținătoare comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, sursa de apă de suprafață, adopțiune și stație de tratare. Referatul numărul 6024 din 12.11.2019, în temeiul prevederilor articolului 196, aliniatul 1, literă B, din ordonanță de urgență guvernamentală numărul 57 din 2019, privind codul administrativ. Dispun articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașa și județul Bacău se convoacă în ședință ordinară pentru data de 19 octombrie-noiembrie 2019, începând cu ora 16, la sala de ședințe de la primărie, având ca proiecte pe ordinea de zi următoarele puncte. 1. Modificarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașa și serviciilor publice de interes local. 2. Revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 46 din 2019 ca fiind nelegală. 3. Aprobarea alipirii a două imobile situate în satul Lupești, comuna Mănăstirea Cașa. 4. Rectificare bugetară. 5. Aprobarea contului cotizației anuale aferente comunei Mănăstirea Cașa ca membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2019. 6. Aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrativ-Teritoriale din județul Bacău, membre AVIS, conform modificărilor legale în vigoare și solicitărilor organelor de control abilitate. 7. Aprobarea alipirii a două loturi, S3-13 și S3-2, situate în satul Scutaru. 8. Aprobarea eliberării avizului administratului drumurilor publice din Comuna Mănăstirea Cașa în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul regularizare albii râul Sărățel. 9. Aprobarea actualizării divizului general al principalor indicatori tehnico-economici pentru proiectul alimentare cu apă a localităților aparținătoare comunei Mănăstirea Cașa, sursă de apă, suprafață, adunțiune și stație de tratare. 10. Stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2020. Aprobarea 11. Aprobarea regulamentului pentru înregistrare, evidență și radierea vehiculor care nu se supun înmatriculării și unele reguli privind circulația acestora în comuna Mănăstirea Cașa. Proiecte 12. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Cașa, Mănăstirea Cașa la Asociația Comunelor din România. 13. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea auditului public intern la nivelul filialei județului Bacău, acord. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și pe pagina de internet a instituției și va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău în termen legal. Ședința este publică, primarul profesor Gabriel, aviz de legalitate, secretar general de Liviu Ioan. Supunem la ordinea de zi. Cine este? Pentru? Semne potrivit. Domnul Dumnezeu, da? Semne potrivit și dacă vreți, vă spun ce. Da, discutăm atunci, domnule. Ca să fim operativ, că avem 13 puncte, domnule Dumnezeu. Ori vorbim la dumneavoastră. Mai pune procesul verbal de la ședința de ședință. Am avut procesul verbal din 10 octombrie, ședința de ședință. Este afișat acolo, da? Bun. E cineva potrivit? Domnul Dumnezeu este abținut, da? Bun.
ca să fim operativi. O să dau eu citire doar la fel de faptul că nu e domnul primar aici. O secundă. Rog, președintele, să-mi aprobe să lipsesc la 4 și jumătate, mă duc un pic să-mi organizez copiii. O să dau eu citire primului punct. A proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei, Mănăstirea Cașa și serviciilor publice de interes local. Pentru început o dau o citire referatul de aprobare a domnului primar a proiectului de hotărâre. Motivul adoptării proiectului de hotărâre. Ținând cont de apariția ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, de prevederile articolului 121, aliniatul 1 și 2 din Constituția României, prevederile legii 53 pe 2003, codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 5, litera G, articolul 129, aliniatul 2, litera A, aliniatul 3, litera C și articolul 139, aliniatul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ. În temeiul dispoziției articolului 140 aliniatul 1 și 3, articolul 154 aliniatul 1, articolul 196 aliniatul 1, litera A, articolul 197 aliniatul 1, articolul 198 aliniatul 2, articolul 243 aliniatul 1, litera A și B, articolul 390 aliniatul 2 și articolul 392 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, codul administrativ. Articolul 60, aliniatul 1, din nou G57, 2019, care ne arată. De fapt, asta e și unul din motivele. Autoritățile și instituțiile publice au obligația, ca în termen de 120 de zile, de la data intrării în vigoare a titlului 2 al părții 6, să stabilească funcția publică, funcțiile publice de execuție de consilier, achiziții publice și de schimbarea denumire funcțiilor publice de execuție care au în atribuție costul de activități de achiziție publică mai mult de 50% sau pentru transformarea ori înființarea unor funcții publice de consilier achiziții publice în cazul sau în situația în care nu există funcții publice de execuție cu atribuții aferente achiziții publice cu mai mult de 50%. E vorba de responsabilul pe achiziții publice, doamna Olaru Cristina, care era inspector responsabil achiziții publice, i-a schimbat denumirea de consilier achiziției publice. Articolul 611, tot din Ordonanța de urgență a Guvernului, aliniatul din OUG 57-2019 privind codul administrativ. Prevede. Autorități, vorbesc mai repede, iată, poate nu sunt destul de clar. Pe muncă a depus Guvernul ăsta câte ordonanțe. Asta nu este. Așa. Autoritățile publice locale au obligația, ca în termen maxim. Autoritățile publice locale au obligația, ca în termen de 120 de zile de data intrării în vigoare a titlului 2 a părții 6, să aprobe structura organizatorică prin care se stabilește funcția publică specifică de secretar general al unității administrative teritoriale, prin transformarea funcției publice generale de secretar al unității administrative teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale. Concluzie. Având în vedere cele prezentate mai sus, propun analizarea în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Mănăstirea Cașa a proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mănăstirea Cașa și serviciul public de interes local. Și o să dau cuvântul, să dau citire proiectul de hotărâre și hotărârea. De fapt, e cam același. Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei. Atât. Secretar general și inspector pentru domnul. Consilier. Nu e inspector, consilier. Asta e hotărârea. Asta e hotărârea. Asta e punctul cu hotărârea. Proiectul de hotărâre privind modificarea. Ați înțeles, da? Supună la vot, dacă ca să merg fiind mai operativ? Exact. Bine, curios ar fi să știm și care e motivația, de ce s-a schimbat. Pe Ceea ce privește atribuțiile persoanei.
persoanelor respective. A dat, a dat și atribuțiile... Dar sunt aceleași, a, ca a, și până acum. Deci, da, da. Nu mai văd asta de ceva. Ca să aibă o să facă diferență între secretar și secretar normal. Ca să nu se confunde cu secretarul de la școală sau cu secretarul de la... Da. Se pot să facă puțină. Ce responsabilitate e pe el? Secretarul de la școală, organigramă, complexă mai trebuie să facă secretarul. Haideți să dați Dar sunt discuții vis-a-vis de acest lucru. Se supără la vot? Da, sunt la vot. Sunt chiar și un bun. Cine este pentru? Da, așa. Împotrivă? Nu. Acum, hotărârea numărul 50 privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 46 din 2019 privind la lipirea două imobile situate în satul Pești. Despre ce e vorba? Noi am trimis documentația la Bacău pentru eliberarea avizului de legalitate, da. Așa, și toate hotărârile automat cum se trimit. La instituția prefectului. Bun, deci trebuie să o revocăm. Și ei ne-au trimis un răspuns. Cine a greșit? Pe care răspuns? Nu, nu. Deci s-a greșit. Nu a fost semnat un secretar general. Și asta. Da. Întâlnit. Răspunsul. Eu vă citesc răspunsul de la Bacău. Da, așa. Spune care e motivul. Motivul este că s-a făcut alipirea asta timp cât acele hotele care erau în domeniul public și le trebuie trecute timpul privat. Deci acele sunt din domeniul privat, aceste loturi de teren. Așa. Trebuia referatul de aprobare, care a apărut nou, conform ordonanță de urgență a Guvernului. Din cât? Da, din iulie 2019, din 3 iulie. Publicată în Monitor Oficial, în 5 iulie, data intrării în vigoare. Da, și noi când am aprobat din anul, știu să fac. Când am și început? De luna 3. Da. Așa. Și mai trebuia ca secretarul să fie, nu secretarul, secretarul general trebuia să semneze, dar nu era aprobată cu organigramă, exact despre punctul 1, acum care am făcut, ca toate astea să fie de secretarul general. Și trebuia toate documentele. Avizul Comisiei de Specialitate, raportul compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate. Așa. Și nu trebuia pus aprobări decât dacă aveau toate documentația asta, o să fie așa. Și de dovadă, azi se respinge și iar acum am toată documentația ca să o pun spre aprobare. E adevărat, ne-am întârziat un pic. Da. Administrativ. Exact. Da. 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 Deci, mai mult chestiune administrativă. Da. Discuții? Discuții ceva. Pe anulare? Pe anulare? E punct distinct, dar asta e că eu trebuie să dau ordonare de anulare, hotărâri de aprobat. De revocare, hotărâri de aprobat. Da, haideți să spunem la urmă, dacă... Să punem la urmă, da? Ce? Revocare sau revocare? Revocare, revocare. Hotărâri posibil. Așa. Iar acum e aprobarea alipirii celor două loturi. Acum s-a făcut întreaga documentație, nu știu ce, urmează să avem... Să aveți referate, să aveți de specialitate. La bine, de specialitate, avizul primarului, asta este secretar. Am vrea să nu și secretar. E vorba de aceeași. E vorba de loturile, cele două loturi de la Lupești. Așa, la școală, în curtea școlii la Lupești. V-ați mai explicat, domnul primar. În curtea școlii la Lupești, un mic lot i s-a dat lui Băncilă. Acum ca să-și facă el o... S-a făcut documentația, dar nu s-a mai scos la licitație. Dar, deja, ei s-au divizat acele loturi. Noi acum, el a renunțat la... S-a nu s-a făcut licitație, a renunțat, iar noi alipim cele două loturi la fel ca să putem demara la secetate. Așa decedată. Deci, așa decedată. La domeniul privat. Dar decedată. Oricum erau la domeniul. Păi, dar nu să publice la dar nu, dar ei s-au scos. Ei s-au catastrat separat. S-au catastrat separat. Și asta
Acum nu se poate face o construcție pe două cadastre. Haideți să punem la vot, că așa l-a făcut. Ani pierdă. Haideți să punem și la vot. Haideți să punem și la vot. Alipirea. Deci să punem la vot alipirea. Dacă e legal, da. Legal. Da. Acum, alt proiect de hotărâre este punctul 4. Cotizația anuală la urmă. Ce anume? Ați hotărât să o lăsați la urmă sau ce? Nu, nu. Urmează 4. Da, da. Da, acum aici urmează. Mai bine. Sări. 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 Avem principala chestiune este legată de școală. În sensul că avem o factură trimisă la Ministerul de data de 28 octombrie, care un valoare de 580.000 de lei. 580.000, ultima factură. Chestiunea este că nu se reușește, până nu se face o rectificare, nu se reușește plata. Din discuțiile pe care le-am purtat cu doamna Răileanu la Minister, spune așa, ne-a primit și hârtie în sensul ăsta, decontați suma, ne trimiteți anexele 4 și 5 și noi, în momentul în care facem rectificarea, când facem rectificarea, să vă dăm sumele pe care le-ați decontat din bugetul propriu. Asta ar însemna că dacă facem rectificarea noi, acum și trecem și suma asta, ar trebui să primim un joc de 1.000.000 de lei, fapt pe care noi am rugat la școală. Deci vorba de 580.000, dacă nu facem chestiunea asta, constructorul nu mai stă, că nu reușește să... La banii ăștia ne-au cont? Le-am luat de peste toate, pe unii nu reușim să de asta facem echilibrările astea, ca să putem să ne facem treaba până să știu oameni. Răspundeți, avem banii cont? Ce anume? Da, avem banii cont. Da, da, da. Iar, adică, îi avem de la următoarea chestie. Din următorul... Avem la alimentare de apă, avem 200 de lei de lei, pe care, de fapt, 260 prevăzuți, 60 lăsăm în produs, mai avem plătit niște avize și documentații, și le luăm 200, de la gaz luăm 240, de la gaz. Studiul de defectabilitate. Nu sistem. Se lucrează, dar nu se predă până la sfârșitul anului, asta spun, când cheltuim bani. De la gata la școală, 100.000 și la reparație prin de 50.000. Deci, astea sunt niște sume pe care le avem disponibile. Reparații curente de la noi, la primărie. Avem trecut o sumă de 50.000 de lei, pe care o aveam noi trecută. Dacă nu... Așa. Bun. Deci... Vă doar de 11 zile până ne recuperăm. Bine, acolo ne recuperăm la sumă. Nu există. Și deci avizați prima factură a... Ce prima factură? E ultima factură care... Ultima factură neplătită. Care nu sunt plătite. Restul suntem cu plata la zi. Și pentru anul ăla nu au avut bani. Pentru? Pentru celălalt care a fost decizie. Pentru celălalt au venit banii de la Ministerie. Da. Așa. Au venit banii în regulă, în trașă de la Ministerie, dar nu știți că au trecut fiecare factură a trecut pe aici. A fost aprobată de Consiliul Local sau cel puțin am discutat chestiunea. Da, dar trebuie precizată, da? Ce-am întrebat? Ultima factură așa care o să o plătim, cât o să fie în totalitate? 580. Ultima factură. Cumulat toată lucrarea la funcție de situațiile de lucrări. Deci noi mai avem în continuare lucrări de 1.500.000 de lei. De acum încolo. De acum încolo, da. Cam așa. Deci din un total de 4 milioane, mai sunt încă 1.500.000. Eu vreau să pun o întrebare. Acest deviz pentru lucrările astea de la școală sunt verificate de noi, de cineva? Da, bineînțeles. Cine? Verificate. Devizele? Spuneți de situațiile de lucrări? Devizele și situațiile de lucrări, da.
vorbiți, care previzii vorbiți? Divizii de limare, așa, așa. Nu există. Există situații de lucrări pe... De vizul proiectantului, pe situațiile făcute de proiectant. Bineînțeles că le avizează un dirigent de șantier, avem un dirigent angajat. Iar noi am aprobat bugetul. Da, nu, pentru că noi suntem, știu la ce se referă. Se referă la faptul dacă cineva verifică ce fac la mine aia acolo. Asta este, nu, asta este situația de lucrări. Asta e treaba dirigentului de șantier. Absolut. Ca dirigentul de șantier trebuie angajat de mine. Și aia este ca de la mine? Bineînțeles, da. Zbâr. Cine este? Doamna Zbâr. Cine e Bârnă? Zbâr. Doamna Zbâr. O doamnă care se ocupă cu chestiunea asta. Ar fi trebuit să puneți această aprobare a angajării dirigentului șantier în ședință de consiliu. Da, a fost discuția asta. Dar a fost discuția asta. A fost discuția asta. Dar știi de Zbâr de asta? Da, a fost discuția aici și știu și nu-ți mai. Să ia anunțea și anunțea și anunțea și anunțea și anunțea. A fost discuția că ați spus, dar n-ați anunțea și anunțea. A fost discuția asta, ați spus și ce nu-i zis. A fost discuția asta. Nu știu, dar eu. Care nu-și notează soluția lui Dumnezeu. Dar nu-i zis. Nu-i zis. Nu-i zis. Nu-i zis. Nu, haideți că nu punem la îndoială profesionalismul omului, că îi face niște instrucții cu ăștia pe aici de nu se știe. Adică totul e verificat la milimetru. Stați dânsul. Dar e absolut, îți face. Domnilor, face o hârtiuță simpluță acolo la băieții la care îți mai făcut dumneavoastră, vin în control, controlează aia, poate la și sub. Scoate și carote din fundație. Dacă nu aveți ce să ne jucăm. Asta este cinstit. A, bine, așa, suspiciuni pot fi, oricând. Da, da. Dar, ca idee, orice verificare nu există. Cum ați ales-o, de exemplu? Ce anume? Cum ați ales-o, ca de cinstit? Care ne reprezintă pe care? Cum am ales-o? Foarte bine. Am făcut o selecție pe UCA, contractele și... Da. Da. Ați fost noastră deci pe numele ei? Sau cum? Nu, fost. Există și recomandări din partea altor beneficiari. De exemplu, femeia a fost dirigintă de șantier la Spitalul Onești. Printre altele. Da. Adică, da, are tot ce trebuie. Deci, dumneavoastră, v-ați dat avizul cu semnătură proprie, ați dat subiectul, da. Prin numele ei, da? Asta e problema. Cum stai în numele ei? Nu, pe numele ei. Da, pe contract? Da, pe contract. Dar nu, da, cine trebuia să semneze contractul? Nu trebuia să semneze primarul. Da, asta am face o selecție conform legii, s-a trimis la minister cu toată documentația aferentă, cu un contract, cu documentele aferente. N-a existat nicio contestație. Asta este, da. Ce contestație trebuie să există? Păi, există contestație. Nu am din partea noastră, dacă ai sau poate să facă, domnul, poate să facă contestații oricine vrea, orice persoană interesată, să spunem. Da? Adică, dacă cineva conteste, contractul este public, este PSA, pe SICAP, acum, mai nou, sistemul de investiții publică și poate să facă cine dorește. Păi, da. Poate vede, nu ai Consiliul Local, v-am investit pe dumneavoastră să semnați angajarea acestui nu a unui dirigent șantier, nu a ce să da, în fine. Că s-a materializat contractul cu doamna Bârnă, asta e altă. Dar lucrurile sunt începute de 8 luni de zile, dar pe nu la 5 ani. Păi la momentul ce oamenii își fac treaba și să vede. Să vede cu ceva contract. Nu, își fac și își fac cu... Nu, din doar asta, de la Sfânt sau de la Bărbăuș. Târgocă. Cam ce salariu primești pentru funcția asta? Are bugetul. Făcut, tot aici s-a aprobat. Da, nu. Contractul e semnat pentru cu tot. Sunt mai mulți dirigenți. Dirigenția se împarte mai multe lucruri. Pentru că arhitectura este separată. Instalațiile sunt separate, la separate pe termici, electrici. Termici, electrici și așa mai departe. Deci toate chestiunile astea au costat în jur de 40.000 de lei, nu? 46.000 de lei, cam așa. Atunci când a fost așa. Da. Dar ea are contract de colaborare pentru că ea e... Pentru toți, că ea are arhitectură. Ceilalți au contract pe... Deci eu sunt... Trebuie să înțelegem că sunt mult mai mulți dirigenți de șantier. Sunt pe domeniul care pe domeniul lui.
Dar centrul arhitecturii nu poate să facă și la, dacă nu i-a dat, toți, toți. Ea a prezentat cu onorar 6.000 de lei. Pe contractul ei. Da, pe ei. Păi toți. 46.000 de lei. În partea la cât? Se împarte la 4 lucrări. Fiecare contractă. Da. Da. Deci, vreți, mergeți la ITMS, faceți la Inspectorat Teritorial de... Costruția la urmă. Eu vreau să știu dacă se poate să știu, ca fiecare dintre noi aici, să fie, în problema să fie o arătare. Fără discuții, dar de asta și zic că am informat întotdeauna. Nu sunt niște secrete, cum să nu, nu, doamne ferește, n-a spus nimic, dar de asta zic, am informat și dacă sunt, dacă vreți, lămuriri suplimentare, fără discuții. Da, mai sunt și după ce... Mai avem o taxă finanță, da. De la guvern sau de la minister, după ce o obțineți, puneți înapoi la gaz. Da, la proiectul. Puneți ca să continuăm, să ei, bani. Domnul, acum la sfârșitul anului sunt încheie execuția bugetară de 2019, da? Ăștia, 1.000.000 de lei, când vin iarăși în pușculiță, noi punem unii hotărâri, la regularizare sărățel mai avem nevoie de 10.000 de lei pentru obținerea unor avize. Vreți să mai montăm niște lampi, 25.000 de lei ne trebuie până la sfârșitul anului. Lampi de unii. Mai avem câte lampi mai avem? 180. 180 de lampi mai avem. Rețea principală sau? Suplimentăm pe toate unii. Unii mai punem câte un lampi la lampa existentă, mai punem o lampă. În zonă de... Da, e bine să aveți în vedere să nu mai puneți becuri de astea care și de 5 ruși. Și dacă aveți pe strada slabă, e iluminată foarte slabă. Lampele pe care le avem și pe care le-am pus și pe stradă. Sunt același lampă. Da, lampă cu lupă. Sunt același lampă care le-am. Am depus proiectul la biserică. L-am depus pentru finanțare, pe rocultura, așa cum știți, pe fondurile norvegiene. Aici mai avem exact 39.040.000 de plate la consultant. Așa, și vrem să ne facem mobilier în primărie, ne trebuie 15.000 de lei. Deci cam asta poate sunt de care mai avem nevoie la sfârșitul anului, până la sfârșitul anului. Anul și la dispensare ne trebuie 100.000. Dispensat la un moment dat. La sector. La sector? Da. Și cu ce stacă a vrut la ce se mai întâmplă? E aproape gata. Montează băieții centrală. În altul avem expertiza așa și discutăm. Acum, la urmă discutăm. Dar ăsta e și fain aici. A ieșit. Am intrat și înăuntru, m-am uitat. Seamănă a dispensat. Pe zilul meu, seamănă spital. Seamănă spital deja, nu mai e a dispensat. Nu știu cât dispensare beneficiază de... Aia este excelent. Da, da. Ce este? Ce v-a luat? Nu vin scărțat. Ce v-a luat acasă de ei? 400.000. 400.000. Da. Și mai avem nevoie de 100.000. Adică 4 miliarde de lei, da? 4 miliarde de lei, da. Dar asta înseamnă. Fântână fosă, s-a făcut fântână separată, fosă, centrală, interior, cum mai spun, alei, acoperiș, codeț, tot. Termopanii. Termopanii, da, tot. Și mobilierul din urmă? Mobilier nu. De acolo. Deci anul ăsta ne rămânem la nivelul de clădiri. Am făcut deja adrese pentru pentru cadrele medicale să-și începând cu 1 decembrie să-și mute, să vină să facă adiționalul cu primăria pentru mutarea de acolo. Anul viitor vedem cum este, dacă mai au și nevoie suplimentare. Oricum de... Am făcut adresă, am comunicat la drumurile județene și la Consiliul Județean că mai avem nevoie de o stație suplimentară acolo. Da. Și la Găină. Da. Și la Găină, da. Și la Găină. Trebuie făcut o aldeolă, ca să poate să... O să vedem. Funcționează și o să fie la ambasadorului să vadă... Vedem, ori aici, la transformator, acolo e cam un corp, da? Cred că mai jos. Acolo nu e nicio problemă. Dar s-a pus tot timpul... Iată. Și acolo, da, nu e problemă. Deci, astea sunt unele de care mai avem nevoie, ca să încheiem. Domnul Domnului, ca să vă mulțumesc. Da. Nu trebuie să întreb eu.
Deci, o să discutăm, o să mai revenim la discuția asta cu dispensarul și la sfârșit, vă spunem că am expertiză și o să credeți ce soluții s-a dat, că nu e expertiză. Noi, da, hai să punem la votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Toți sunt pentru. Așa, punctul 5. Deci, supunem la vot punctul 5. Da, e vorba de... Cotizația anuală, cotizația la PIS. Da. La mergea... Adresa. Deci avem o adresă din partea PIS-ului. Deci, spuneam, având în vedere hotărârea AGA ADIS, Adunării Generale Asociațiilor ADIS, numărul 15 din 19 noiembrie 2018, privind aprobarea cuantumei cotizații anuale, cotizații anuale aferente fiecărui membru al asociației, pe anul 2019, vorbim să luați acte această hotărâre, să aprobați cotizația pentru anul 2019, să transmiteți hotărârea Consiliului, să efectuați plata în contul ADIS. Totodată, în cazul în care înregistrați restanțe la plata cotizației pentru anul anterior, vă solicităm să efectuați și plata cotizațiilor restante aprobate. Noi nu avem restanțe. Și avem hotărârea. Hotărârea. Se aprobă cuantumul cotizației anuale asociației pentru anul 2019, după cum urmează. Județul Bacău 100.000 de lei. Asta e Consiliul Județean. Pentru municipiul Bacău 600.000 de lei. Municipiul Onești 100.000 de lei. Municipiile Măinești, orașele Bucuș, Comănești, Dărmănești, Târgu Ocna, 40.000 de lei, Slănic, Moldova, 10.000 de lei, pentru comune cu populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 de lei, pentru comune cu populație între 3.000 și 5.000 de lei, 3.000 și 5.000 de locuitori, 5.000 de lei, pentru comune cu populație între 5.000 și 10.000, 6.000 de lei, pentru comune cu populație între 10.000 și 10.000 de locuitori, 7.000 de lei. Noi întrebăm 3.000, da? 6.000. 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 74, parcă am aminte, populație stabilă, da? Eu vorbesc de populația stabilă, nu vorbesc de cei care sunt plecați. Da. Deci noi ne-am încadrat la 5.000 de lei, da. Față de anul trecut? Nu, tot 5.000. Ăsta, da. Ideea este următoare. Și tot aici, că nici nu prea am aprofundat, e doar să ne mai dea și niște saci pentru pentru reciclabil. Niște saci de 120 de litri pentru fiecare locuință, să le dăm noi la populație și să avem pentru reciclabil. Bine să mai cerem și niște tombevare, cu fermoni de tombevare care s-au distrus. Da? La ce tombevare? Pubelele astea cum se distrus? Pubelele astea cum se distrus? Pubelele negre? Cu benzi negri sau eurocontainere? Păi, dar nu înțeleg ce spune, cum adică s-au deteriorat. Păi s-au deteriorat. Cine te răspund el? S-au împrietat. S-au împrietat. S-au rupt pe balamalele alea la acolo. Păi, dar ce Dumnezeu poate să-i faci ca asta? Nu, dar nu le rupt pe omul, vrea să mai rupt și când de descarcă ei mașină. De vede și ce are în omul, dar care... Și răbine, orice la dea, în momentul în care... Dar eu, bărea nu. Soluția ideală, găsită pe internet, superglue cu sodă caustic, cu sodă de uzi. E cel mai bun lipiș pentru asta. Unde s-au luat? Dar ideea este de lipiș. Haideți. 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 Deci sunt comentarii care s-au luat în cineva. Cu ăsta 5.000 de lei? Cine este pentru? Da, aprobarea regulamentului
Serviciului Public de Salubrizare a Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membri ARDIS, conform modificărilor legale în vigoare și solicitărilor organelor de control abilitate. Regulamentul ăsta e destul. Asta e regulament nou? Ce anume? Spune-te că... Regulament nou? Da, la Serviciul Public de Salubrizare, practic eu un regulament modificat, nu am mai aprobat. Dar, în fine, haideți să-i dăm drumul la adresă, în primul rând. Poate mi spuneți doamna ce modificări a avut în legi? Nu știu ce vă spun, având în vedere modificările legislative introduse prin ordonanță de urgență 74/2018 pentru modificarea și completarea legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii 249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a ordonanței de urgență a guvernului numărul 196/2005 privind fonduri pentru mediu, aprobat cu modificările și completările ulterioare prin legea 31/2019. Nota de constatare 03/25/2019, întocmită de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul General, prin care se trasează ca măsură respectarea indicatorilor de performanță conform articolului 17 al linia domnului litera B și anexa 7 în legea numărul 211/2018, adresa Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul General numărul 5687/2019, prin care se pune în vedere respectarea articolul 17 al liniatorului litera D și anexa 7 din legea 211/2011, adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacău numărul 12159/2019, prin care se face referire la includerea în contractele de delegare a indicatorilor de performanță, precum și penalităților aferente indicatori care sunt în sarcina operatorilor de colectare și transport deșeuri, raportul de audit al performanței numărul A17/676/2019, întocmit în urma auditului performanței activității de colectare și depozitare deșeurilor la nivelul ATU-urilor pentru perioada 1-1-2016-30-4-2019, împreună cu scrisoarea de recomandări 766/2019, prin care pune în vedere ADIS Bacău asigurarea implementării prevederilor OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea legii 211/2019 privind regimul deșeurilor, a legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu referire la respectarea articolului 17 alineatul 1 litera D și anexa numărul 7 din legea numărul 211/2019, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale din județul Bacău, numărul 110/2957, încheiat cu operatorul compania Romprest Service S.A., contractul de delegare a gestiunii încheiat cu Ecosud S.A., prevederile documentelor de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management a deșeurilor sănătății în județul Bacău și actele adiționale numărul 1, 2 și 3, la același document de poziție, se apreciază faptul că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile convine comun acord să stabilească în condițiile legii taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc cu utilizatorii respectiv cu luare în considerare a tuturor activităților componente ale serviciului de colectare a deșeurilor până la eliminarea acestor la depozit sau alte instalații pe întregul flux al deșeurilor. Vorbim să spuneți la BNSP aprobare, în prima ședință cu Consiliul Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea Serviciului Public de Salubrizare a UAT-urilor din județul Bacău, membre ADIS. În acest sens, vă transmitem toate documentele. Ce vor să mai existe în toată? Aici, practic, se actualizează conform legislației. Odată ce s-a modificat legea, s-a dat legea în 2018, OUG 74, asta pentru regimul, completarea legii cu gestionarea ambalajelor, știți că s-a stabilit că
în momentul în care reciclabilul, deci tot deșeul reciclabil se colectează separat, se cântărește. Vom ieși ca să vorim, să le iei ca să le valorifici, nu? Oricum asta fac, oricum asta fac. Ei îl ia, îl valorifici, dar guvernul, prin OUG-74-2018, îți dă celui care a sortat și a făcut, îi se scade din taxă. O prată, știți? Îți dă o contraparte. Așa zis o contraparte. Poate ce nu scade în viață cum ce poate ce nu bun. Și îți invoc toată legislația care v-am citit-o. Dar și avem așa, ce anume? Regulamentul trebuie să aprobăm, poate cu mine. Regulamentul. Mi-am supercat cu o grămadă de legi care nu le țineam în mine. Ordonanțe la greu. Ascultați-vă. Eu am ținut 5 ordonanțe, dar dacă se vreți. Ordonanțe, ordonanțe. Domnule, ne punim cu ordonanțe. Adică, sanitarizarea asta are mai mare importanță decât apa curentă. Sau știu eu, gazele sau altceva. Atâta importanță pentru la bunaile astea. Importanța de sanitizare. Au, dar nu toate au importanța lor. Să ne taxezi la sânge peste tot. Trebuie să ai o comună curată, trebuie să ai sanitizare. Da. La o comună curată pe legat de tante de apă. Pe lucrurile care au utilități. Pe lucrurile. Utilitățile unde? Deci avem așa. Haideți, dacă dați, băi, eu trec prin materialul pe care îl spui cu ei, vedem despre ce-i vorba și văd la promont sau am înăbucat la viitoare. Am sugerat, dacă aveți, e numai modificările care au venit, nu sunt față de geabă. Deci e modificat aproape în totalitate. Aproape în totalitate. Atât că toate articolele. Deci, la capitolul 1 avem domeniul de aplicare, iar aici stabilit toate conveniente de aplicare ale regulamentului. Domnul primar, nu are sens să citim. Dacă dumneavoastră n-ați citit, puteți să ne spuneți dumneavoastră prin prisma... E modificat aproape tot. Bun. Și în ce costă modificarea? Cam ansamblu? Sau scumpit? Sau care este problema? Nu, domnule, aici nu se vorbește de prețuri. Noi nu discutăm de prețuri. E vorba de obligațiile fiecăruia. Ce datorii are personalul care te servește? Ce obligații are beneficiarul? Ce obligații are... Da, trecut, deși nu spun. E ce spun. Numai că ele s-au modificat conform... Omul ce e ăsta, 74 din 2018? Exact. Ne-a pierdut pentru un cuvânt. Exact la secretarul general. Ne-a pierdut pentru un cuvânt. Ideea este dacă l-a primat, în loc de 50, o să vreau să spună, măi, că ea așa a scândat și... Deci, Dane, data serviciului de sanitizare face... E o altă discuție. Pentru că știți că în fiecare an veneam și discutam. Orice fel de influență pe care o facem acolo, o să vedeți că la taxe și impozite noi rămânem la același nivel ca și anul trecut. Nu mai crește. Însă pot fi, de-a lungul timpului, în timpul anului pot veni modificări legislative, dacă legea o impune. Dar deocamdată regulamentul se referă la alte lucruri, nu se referă la prețul din sanitizare. Au repercusiune asupra populației dacă nu faci selectarea? Asta e ca o chestie care trebuie să ascunde. Să stabilesc organii de control, cine amendează pentru depozitare, pentru colectare nejustificată, nejustificată, nelegală și așa mai departe. Drepturi și obligații ale operatorului serviciului de salubrizare, drepturile și obligațiile utilizatorilor, și să vă dau, utilizatorii au următoarele drepturi. Să utilizeze liber și discriminatoriu serviciul de sanitizare în condițiile contractului de prestare, contractului de delegare de serviciu. Să solicite să primească condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri pentru daune provocate lor de către operator, prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate, ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice de vigoare. Să sesizeze autoritățile administrației publice locale și altor autorități competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de sanitizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului. Să se asocieze în organizații non-guvernamentale pentru apărarea și promovarea și susținerea intereselor proprii. Să primească și să utilizeze informații privind serviciul de sanitizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale sau operator după casă.
să fie consultați direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor, reglementărilor privind activitățile și sectorul. Poate le ziceți contul oamenilor, care sunt mai importante. Da, asta este. Mie mă interesează altă treabă. Dacă noi la sfârșitul... conform legislației. Dacă la sfârșitul... Nu stabilesc prin reglament. Nu, adică... Contul oamenilor conform... determinarea cantităților și a volumului de lucrări prestate. Iarăși, indicatorul de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate. Sancțiuni. Faptele prevăzute. De prezentul regulament constituie contravenție în măsura în care potrivit legii penale nu constituie infracțiune și se sancționează cu amendă contravențională poate prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament. Contravențiile prevăzute în anexa 2 se completează cu cele prevăzute în legea 51/2006 serviciilor publice comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare de legea 101 a serviciului de salubrizare la localităților, cu modificările și completările ulterioare de HC 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și de legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile ordonanței Guvernului 2/2001. Lămurit Bușteanu. Constatarea contravențiilor. Și aplicarea sancțiunilor se fac după caz de către persoane în puteri decidere primar, președinte Consiliului Județean, președintele ANRSC, de către comisar sau persoane în puteri decidere din cadrul Gărzii de Mediu sau din cadrul Ministerului Educației și Interne. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate de minimum amenzii aplicate în condițiile alineatului 1, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal cu constatare și sancționare contravenției. Împotriva procesului verbal se face... Jumătate din amendă nu era cu 15 zile? 15 zile. Deci nu 48 de ore, 15 zile jumătate. Deci au rămas cu formularea veche. Deci au apropiat o vreme de peste. În 15 zile. Nu mai era cu 15 zile. La urmă și... La orice amendă. La orice amendă. La orice amendă. La codul de el. La codul de el. La codul de el. Da, 15 zile, nu mai e 48 de ore. Și ai făcut o 15 de ore. Domnul primar, nu cumva, la sfârșitul anului, mai avem soluție să se mai scoată datorii ăștia ca în 2018 să mai dăm niște bani, chiar dacă a chitat la zi? Dacă depășim cantitatea care s-a estimat, eu nu cred, nu, acum suntem. Acum am plătit la cantitate. Ideea este să nu o sărune de trezim, că trimit niște reprezentanți și se apucă și se duce la om și zice, bă, a, dai balastră, tomberă. Bine, acolo nu e balastră, tomberă. Nu, dacă și... Te-aș da amen, te-aș da amen, nu? Da, sau frunze, sau crengi, sau ce mai vreau. La frunzii, cum se pui frunzii? Mergul. Spui o degradabilă, la ce se trimis la bancă? Păi dacă din ce se trezeaz? Asta este ideea. Dacă l-am folosit la cei? Ar trebui să face și o campanie de informație. Nu. De ce este exclus și spuneți dumneavoastră și s-a întâmplat? Ca să ne mai spate datul. Pentru că anul trecut, într-adevăr, dacă nu era plătit la cantitate, fiecare plătea ca un fel de paușal, da? Fiecare boate, plătea, băi, fiecare... Da, mai zis. Nu, avea o taxă impusă, noi plătim atâta. Eu nu cred că se mai repetă. Mă uitam chiar acum pe o situație. Sunt aproximativ 1,5 miliarde vechi, aproape 130.000 de lei de plată de anuiți restanțieri din perioada aprilie-august. Și care deja sunt înaintate la instanță pentru asta. Da, și mai sunt o parte de restanțieri, iarăși o sumă de vreo 1.400.000, o serie de comune, care sunt restanțieri din august și până prin, în august, mă rog, iarăși o sumă mare. Cert este că noi suntem aproape la zi, avem achitate inclusiv septembrie, inclusiv luna septembrie avem achitate. Deci mai avem octombrie și noiembrie de achitate, decembrie oricum o achităm în ianuarie. Da. Am să zic că să fim solidari cu el, dar este în restanție. Nu există. Cei care nu plătesc, vor
fie acționat în instanță, ne se plăchează contul și... Nu. Da, nu stai pe informații. Deci, referitor la, la chestiunile astea... Și la noi, contribuabil, pe care vedeți la noi, un an... Deci, cum la noi, contribuabil, care noi... Aceleași măsuri care ți le prevede legea. O să vedeți că să discutăm la taxe și impozite. Acolo unde există venituri, facem copriri, da? Se fac, acolo unde nu există, se fac dosarele alea de insolvabilitate și avem vreo 40 de dosare care se țin timp de 5 ani de zile și vadă ce se întâmplă cu asta. Chiar am pregătit. Sunt cazuri și dacă 40 de dosare, până la urmă, toți trebuie să aplicăm legea. Când îi place, când nu îi place, noi trebuie să aplicăm legea. Dacă legea spune că pe ăla care nu are venitul trebuie să-l face insolvabil, iată îl face insolvabil, nu-i convine, nu ne convine, da? E clar că nu ne convine, dar până la urmă eu, legea trebuie să o respectăm. Că, da. Nu vă mai spun că am două dosare și în instanță pentru neplată amenzi, da? Sunt de 100 de milioane și le-am în instanță nu, mai ales pentru cele de furt de materiale noastre. Ce frumoase, da, sunt, da, v-am spus, mai discutăm acolo. Haideți cu regulamentul ăsta și dacă... Acolo, s-a dat discuții. Mai sunt ceva discuții, supunem la vot. Da, supunem la vot, sunt 6, da? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 7. Aprobarea la alibirea două. Da, cu alibirea. Da, da. Păi, da, da. No. La Scutaru sunt două locuri care aparțin familiei Panaitescu Hănel, Viorel. Ies... Nu, ies... Are greșit, ies 13. Ies... Ies 3 sau ies 1? Ies 3. Ies 3 cu 2. Ies 3 cu 2, cu Ies 3 cu 13? Nu. Ies 3 cu 1, Ies 3 cu 2. Domnule, luați cererea lui, nu mă plați așa pe intervenie. Da, așa cererea lui, o lea cum vreau. Aia, așa e. Păi, n-are cum să fie cu 13, cum să arătească 2 cu 13. Nu, Ies 3 cu 1, Ies 3 cu 1, Ies 3 cu 1, Ies 3 cu 1. Deci, da. Are, pentru omul are Ies 3 cu 1, Ies 3 cu 2 și Ies 3 cu 13, da? Dar nu are, da. Omule, cum să fie așa? Nu te-a omul, da. Omul ăsta atâtea terenuri acolo scutat. Accesionat de la 3 concesionari. Prin Consiliul Local. Salut, da. Eu pot să un comentar. Da. Da. Să citim între material, ce faci? Deci, subsemnat Panaitescu Fănel, având în cesiune în locul de discutabil respectiv este 3 cu 1, este 3 cu 2 și este 3 cu 13, vă rog să analizați prin aprobare alipirea lotului este 3 cu 13 cu celelalte două, care au fost deja alipite. Deci, Ies 1 cu Ies 2 au fost alipite și acum vrea să-l alipească și Ies 13 la celălalt. Ies 13 cu cel din față, lui. Da. Din fața lui? Noi din fața lui, din lateral. Din lateral, din zona fântânii. Da, vizavi din locul de vârstă. Da, dar care e chestia cu alipirea? Face un singur lot. Un singur lot din trei. Dar dacă ia în trei loturi, nu poți să vedeți, trebuie neapărat să cer aprobare și să facă asta împreună? Nu, el ca să poată să-și... ca să poată să-și facă lucrurile în tabulare la cartea funciară pentru clădiri și pentru astea, trebuie... Ne doresc vrea să facă terenul acolo ce-am trezit. Haideți să vă vorbesc ce e Simone sau ceva. Domnule, mai întâi că aceste trei, sau câte? Trei loturi. Nu se pot alibi pentru că între ele există un drum de acces. Nu. Cu alte cuvinte, acest drum de acces el e așa, pe bani, pe gratis, nu? Okay. Eu zic că... Drumul e în față, nu e în față drumul? Nu, nu, e între ele. Deci, alipirile la Ies 1 cu Ies 3 1, Ies 3 2 și Ies 3... Cât este acolo? 33. Au între ele, între aceste loturi, pentru că fiecare lot este de 1000 de pătrat, au între ele niște spații care erau afectate pentru drumuri de acces.
Acum, dacă el face o astfel de alegeri între IES 1.3 și IES 1.13, înseamnă să-i dăm noi de la... Noi putere. De la noi putere, să-i dăm spațiul care a fost pentru drumul respectiv. Dar aceeași chestie s-a întâmplat și în momentul când, și noi nu știm, când s-a făcut alipirea lui IES 3.1 cu IES 1.2 sau cu IES 1.8. Da, poate nu. IES 3.1 cu IES 3.2. Nu, n-a fost. Dar cum? Deci, acolo nu a fost. Mai e ce este drumul, într-adevăr. Păi dacă este într-adevăr, atunci acum nu. Da, dar IES 1 cu 2 nu, nu a fost. Ideea este următoarea, că drumul, primul rând că drumul era pentru acces la, mai se înlăture spatele lui, nu mai se tine. Nu, nu mai era, nu mai era beneficiat. Este drum care nu vine să-l dă pe gratis așa, trebuie să-l dă. Deci între ea, să mărești la față. Păi nu, dar trebuie să aici. Dar drumul respectiv, nu, eu vorbesc din utilitatea drumului respectiv. Drumul respectiv îl servea tot pe el, că spatele nu mai era nimeni, din pădurea. Deci accesul pădurii nu trebuie un drum? Nu, e drumul normal care duce la... Deci el primește cu ocazia asta niște metri pătrați care au fost afectați acestui drum. Dar tot el beneficia de drumul ăsta drum. Da, nu, 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 dar este drumul a comunii, nici este de pe care să. Dar nu este de pe care să. Cum? Dacă beneficia. Domnul Bela. Da. Deci, el a plătit, domnule, o deci noi concesiune pentru un anumit număr de metri pătrați, da? 1000 de metri pătrați. Și acum, el găsește... Domnule, ascultați-mă, că noi un pic trebuie să așteptați. Deci noi acum, da? Datorită faptului că vrem să lărgim drumurile astea, să le facem de 5 metri în loc de 3 metri jumate, cât au fost ele proiectate inițial, da, facem o redimensionare a lor. Și ce puteți să faceți pentru toate? Pentru toate 160 și ceva? Da, da, pentru toate. Cum poți să faci? Înseamnă într-o luat din fața din pilotul. Într-o parte mai luăm, într-o parte mai dăm. Da? Deci locurile care rămân spre spate, spre pădure, drumurile astea, că la, vă dați seama, la fiecare 50 de metri vine un drum, la fiecare 50 de metri alt drum, da? La fiecare două loturi, și pe o parte și pe alta este câte un drum. Exact. La fiecare aproximativ 50 de metri, pentru că un lot are aproximativ 25 de metri lățime, vine un drum. Asta am spus. Ei. Deci nu se pot, domnul primar, nu se pot lărgi drumurile astea, decât dacă se renunță la niște loturi, să fie clar. Deci, în primul rând, ba da, se poate. Și o să vă aduc schițele, lucrez la astea și o să vedeți că se poate. În primul rând, nu ne mai avizează nimeni, nici de la ISU, deci pompieri, în primul rând, pompieri sunt cei care pun funcționări pe noi, drumurile, deci drumurile ori sunt cu sens unic și să ai prin spate un colector care să scoată toată circulația, pentru că nu ți intră mașina de pompieri, da? Îți intră și n-are o să toarcă, ea nu poate întoarce în pădure. Ați văzut că mașina de pompieri fiind foarte mare, nu. Ei, și la fiecare... la fiecare îmbinare de loturi, că sunt două loturi cu țica pe cap, marea majoritate. Nu cu cap pe cap, sunt cea de spate. E două loturi și la spate. Și la fiecare patru loturi, practic, se întreabă pe drumul și să face o alveolă de întoarcere. Asta încercăm să facem cu cei de la tangenta acum. Dar, în fine, deci vreau să vă spun că ăsta nu va fi un impediment, pentru că drumul ăsta nu duce nicăieri și n-are de ce să ne încurce pe noi. Va duce, domnule. Va duce la celălalt de... Nu duce, domnule. Va duce de la loturile, ăsta este S3, duce la lotul S2. Cum se întâmplă? Ce e? Domnilor, dar haideți să plăștiți de dumneavoastră. Cum știu dacă ne-a făcut? Au trecut 5 ani de acolo. A trecut, da. Deci, S2-ul sunt mai sus, pus aici. Începe cu S3, S2-ul e mai sus. Dar nicio treabă cu accesul de la S3 la S2. Pe cum care sunt monologul? Nu are nicio treabă. Aici e pădurea în spate. Dați-mi schița. Haideți, vă arăt schița, dacă vreți. Deschiza grupului de loturi care se deci, întreabă cu S2 și nu au ajutare. Doamne, drumul ăsta nu face decât pe S2.
drumul ăsta e practic de se vea... Și cum, să confundez cu unul? Ceva de genul, da. Cum îs proiectată, cum a trebuit să iasă. Cum îs scrie după... După ce... După ce... Da. Și cum partea care, că la fiecare parte, nu? Da. Ca drumul să iasă din 5 metri. Și cum îs... Stai să nu obicez. Să nu obicez. Deci acum, deci drumul acum ziceți că facem de 5 metri, da. Și de unde ați luat suprafața asta? Înseamnă că i-ați redus fiecare dintre loduri? I-am redus, s-a urmărit. Da, după caz. Și vedeți că ai și suprafețele acolo? Păi nu, nu am urmărit. Deci da, de la fiecare ați redus, niște metri păreați, că ați fac un drum. Da, dumne, da. Nu, e vorba de câțiva metri tot așa. E vorba de o... suprafață extraordinară, adică 10-12 metri pătrați la fiecare. Da. Când acolo, dacă vedeți într-o alveolă de ala, practic îl afectez un colț, îi afectez. De acord. Ați văzut? Un colț, câțiva metri pătrați la fiecare. Da. Și el, practic, om acolo ar putea în colțul respectiv să-și facă poartă de acces către... Deci eu vă răspund, dacă măriți lățimea drumului de la 3,5 metri la 5 metri, asta înseamnă că din anumite loturi luați niște teren. Da, e logic bun. E logic. Bun. Dar nu putem. Nu putem. Nu putem. Nu putem. Nu putem. Nu putem. Ce asta vă spun? Deci, dar pe el le dimensionez, de exemplu, acolo unde rămâne o porțiune de drum, în partea superioară, să zic, în partea unde mai este, rămâne, se închide drumul, da? De la alveol încolo se închide drumul. Da. Și atunci, o dimensionez în așa fel încât să le faci. Poate e egală la toți. Există o posibilitate de redimensionare. Nu s-a luat nimic pentru bun. Nu s-a luat nimic pentru că tot e proprietatea comună acolo. Nu există, e să închiriași. Dacă ne venim la problema de acolo, da. Până la urmă, tipul ăsta, cum chiar vă vedeți? Panaitescu beneficiază de suprafața de teren care a fost pe drumul care l-a stat. Și să faci un adițional și să rătești un alt problem. Da, și cum să spătească și suprafața de teren. Dar el a provizionat, el ia lucrurile în față sau în fapt este despre dispensare? De, are două loturi față în față, lângă fântână și un lot despre dispensare, nu? Cam așa bine. Păi în spate nu mai are nimic. În spate nu mai are pădure, în spate. În spate are pădure, nu mai are nimic. Deci, în concluzie, este vorba, ca să aprobăm, mărirea lotului lui, de la 1000 de metri, la 1500 de metri. Nu are acces, dar nu are acces, era poate. Unde e fântâna aici? Uite, nu are acces. Și așa e. Vedem când sta. Aici e pădurea, aici e dispensarea. Aici e dispensarea, unde e zona asta. Și aici era asta. A, și aici e fântână. Deci e lotul de lângă fântână, din față, cu... Am ăsta, cine a zis aici? Și ne-a zis ceva. V-am dat de el. V-a arătat cum v-a arătat. V-a arătat după ce... Că mi se pare că la S3 nici n-am ajuns, am făcut S1. Am făcut S1 și S2 și lucrez la S3 cu tangenta. E un pic mai complicat S3, pentru că la S3 vin 3 rânduri din loturi. Nu vin numai 2. Ăștia care vor fi afectați, ați zis că de la anumiții chiriași din ăștia, de luați niște teren. Ăștia până acum, au plătit niște chirii, niște redevenții, nu? Și o să fii de acord să îi luați suprafața lui de acolo? Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Deci să ajustească 12 metri pătrați. Am nevoie. Deci ne luați niște 12 metri pătrați. Da, la unul iau, la unul dau. Nu dar nu nimeni. Da, o să vedeți când vine. A, dați-mi așa, dacă nu am acces. Bun, dar e tot. Și noi o să fim de acord să ne luați niște 12 metri pătrați, dacă am până la urmă. Atunci o să dau autorizare să-i construim și o să păzați cu voi. Stai, că ți-a dat niște bani pentru toată suprafața. Cum să vedem? Nu înțelegeți că nu poți să-i dau autorizare să-i construim, dacă nu ai drumul și nu trebuie. Cum adică? Dar cine ești dumneata să fie terenul omului? Dar nu e terenul meu. Păi ei nu-i terenul, înțelegeți? Faci ajustarea, faci contract adițional și... Bineînțeles că cu acordul omului, dar nu ai să te duci și eu sunt cu bultoza. Păi asta întreb, este
luăm de acord să luăm? În general, da. În general, nu se luăm. În general, toată lumea acceptă, sau cel puțin până acum ce discuții am făcut, acceptă. Da, eu l-am plătit până acum la primărie 15 de ani respectiv, da? Da, da, și acum o să plătească mai puțin. O plătesc mai puțin, dar ce am plătit până acum? Am plătit și eu 10 ani și am renunțat la energia ei până acum. O astfel de chestii să ajunge în instanță. Dacă unul nu vrea. Da, dacă unul nu vrea, nu. Dacă unul nu vrea, e altă treabă. Deocamdată cu cine s-a discutat, lumea accept. Inclusiv, de exemplu, Ilie și-a făcut casa acolo, da, nu, modific. Și modific. Și modific în casa? Nu, modific în gardul, în casa, casa, casa ai făcut în drum. Ia dimensionarea asta s-a făcut în așa fel încât să modifice gardurile, gardurile, nu case. Nu, nu. Deci, în general, așa modificarea am luat-o așa. Normal când ai să afectezi casa, dar și acolo unde este un gard și unde nu pur și simplu te orientezi la fața locului ca să poți să faci. E de partea elaltă, mai mult. Da, dacă dincolo nu ai un lot ocupat, poți să intri în partea elaltă mai mult, dacă nu ai un lot ocupat, da? Iar dacă o să fie nevoie la urmă pentru un lot neocupat, probabil o să rămână neconcesionat și o să rămână ca și o rezervă acolo pentru un lot. Și mai avea o rezervă aici, mașina pompierilor, când e să întoarcă? Da, da. Da. Îți făcut e ca să rămână spațiu destul ca să se întoarcă. Da, haideți. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc cu comentarii. Asta nu reprezintă. Nu reprezintă. Nu reprezintă. Nu reprezintă. Nu reprezintă. Da, deci haideți să spunem acum punctul 7. Cine este pentru? De maxim. Eu sunt împotrivă. De maxim. De maxim. Da, împotrivă cine se abține, cine... 7, da? Da. Împotrivă cine? Da, eu. Știți, eu sunt capă. Da, abține. Doar la vârf, se abține la capă. Da, se abține. Da, la vârf, da? Trecem la punctul 8, da? Aprobarea eliberării amintirii administratorului zonelor publice din comuna Mănăstrea Cașa în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul regularizarea albii râul Sărățel. Da. Noi ne facem aici mai la mare. Da. Circulat. Până la circular și până la reuniunea a rămas legalizat și la vară până la vărsarea în cașă. Ideea este că trebuie să depunem documentația la, la CNI, autorizații, cadastru și așa mai departe. Printre altele, în certificat de urbanism, dar știți povestea, cu practic. Râul Sărățel la partea de public la, la noi, da? Și prin certificat de urbanism, se cere avizul administratorului drumurilor publice din Mănăstrea Cașa, care nu este altul decât Consiliul Local și automat. E un document, e un document care trebuie să-l eliberăm și care vreau și asta are un certificat. CNI și Compania Națională, exact cum s-a făcut partea de la o senăția. Cartioane, da, și așa mai departe, dar în consolidarea numarul. Ai fost reproduce? N-am spus. Dar să facem asta. Dacă faci așa, dacă faci lucrarea așa cum s-a făcut, dar e bun. Nu știu. Nu știu. Dar ce asfalt de acolo? Deosebit. Dar asfalt până... Da. O lucrare care le-a costat și pe noi. Păi nu, acolo faceți treabă. Da. Dar nu poți să faci. Trebuie deci o lucrare care pe noi, în bugetul local, ne-a costat în jur de 600.000 de lei. Da. 600.000 de lei. Cam așa. Banii noștri. Bani pe care i-am pus noi. Ca să nu v-ați spus cu partea dreaptă,
partea dreaptă, regularizare pe partea dreaptă acolo, unde au fost locuinții, s-au dus lucruri tehnice ca să putem să facem, că altfel nu era... Și-am numai în siguranță cu regularizarea asta a cetățenii, nu mai ajunge apa la ei, nu mai inundă. Nu am mai avut nicio problemă. Nu mai e? Deci... Nu, a fost făcut o lucrare, ești luat de mai luat pe NDL-ul, da? De genul. Asta, da? Da, hai să puneți la vot. Da, deci spunem la vot, așa, la vot. Același aviz avem nevoie și la autorizația pentru alimentarea cu apă. Deci, acordul prealabil și autorizația de amplasare și sau de acces în zona domnului public, emisie de administratul drumului respectiv. Alimentare cu apă de unde, domnul primar? De la Gioina. Da. Păi da, ce mama mai de când tot tragem de apă și nu mai apucăm ne bucurăm și noi. Uitați că pași mici, dar sigur, da? Ce se întâmplă? Trebuie făcută licitația. Noi lucrăm la licitație, da? Lucrăm la licitație, în iarna asta va avea loc licitația, atribuirea contractului și îi dăm drumul la... La licitație, licitații pentru aducțiune, pentru aducțiune, pentru captare. Captare de la Ucraina, pe care tot discutăm. S-a făcut captare pe lungă, s-a făcut pe oameni. Nu, s-a făcut. S-a făcut. S-a făcut. S-a făcut. S-a făcut. S-a făcut. Nu pentru execuție, captare. Pentru execuția lucrării de captare. Captare și adus la rezervor. Rezervor și de rezervor acolo era tot. Care la patere? Nu, asta era acolo. La instalația la pentru că aduce acuma, o aduce la rezervoare. Ei, ia să știu, dar la captare, ce s-a făcut până acum? S-a făcut rezervoare și distribuția în... La captare. La captare nu s-a făcut nimic, dacă scot la licitații, la ce captare spun? Atât s-a făcut identificarea, s-a făcut analizii, s-a făcut proiectul măsurător la izbor. Deci conduct de ceva nu s-a făcut din nimic. La stație de tratare cu mărânt. Să vedeți că ajung la asta și facem discuția. Adevărul că la noi în comună nu s-a făcut un proiect puternic mare. Niciunul, niciunul. A fost la teren în comună. Ce înseamnă proiect? În comună Elegeu. Vă spun eu. Am fost la teren în comună Elegeu. Sus pe dealul ăla au gaz metan, au canalizare, au apă curentă. Și noi, o comună atât de frumoasă, și nu beneficiem nici de un proiect mare. Nici de unul. Vedeți cele trei proiecte mari, care trebuie să beneficiem noi de ele. Nu, nu, beneficiat. S-a făcut, de exemplu, discutați acum de drumul Preodulce. A fost un proiect mare, a fost 1 milion și ceva de euro, da? Da, la nu și... Vă avem cu notații, dar să spunem. Dar vreți să discutăm cu notațiile sau să discutăm ce s-a făcut? Da, da, nu știu. Nu, e bine ce s-a făcut, e bine ce s-a făcut, domnule Marie, e bine ce s-a făcut. Dar vă spun o chestie. Acolo, la Delen, sunt asfaltate toate drumurile. Tot, la Delen, sus. Păi, domnule. Ce are primarul ăla și nu avem proiecte? Domnul consilier, dintr-un proiect de 1 milion de euro, cum s-a făcut, de exemplu, drumul pe Prăudulce, Bogdănești a asfaltat la aproape toate ulițele din Bogdănești. Dar canalizarea... N-au fost podeții, n-au fost apărări de maluri, faci asfalt, oameni până când... Dar mi se pare canalizarea și aducțiunea și a cazul metan sus la de pe dealul ăla a nimănui. Mi se pare un proiect așa de un drum cu fiecare are specificul lui. Oh, nu-i corect, nu-i corect. Da. Nu știu, trebuie întreba ce are primarul, lași până să vedeți. Că se are ambiții și are ambiții să facă niște fonduri europene. Care noi nu e frică să rămânem, că nu putem să tragem niște bani. E sigur, nu discutăm. De copii, atâta timp cât poți să faci un gard la casă,
ca lumea, da, exact cum vreau să vorbești. Haideți să lăsăm la stimință, domnule. Suntem mulțumit, domnule, de activitatea noastră, timp de 4 ani. Haideți să lăsăm la stimință. Haideți să lăsăm la stimință. Dar nu și cu vremea, că a fost tu și... Haideți să lăsăm la stimință. La noi spune la cașul nu s-a inventat. Continuăm? Da. Sau lați început campanie de curată? De fără de și vă spun adevărul, continuăm sau... Păi da, 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 nu e normal să discutăm acum. Și la al... Mergem diverse. Mergem la diverse sau nu, nu facem diverse acum? Da. Haideți să lăsăm la stimință. Nu, suntem la cât? La 9. Avem... Nu, mai avem un referat vis-a-vis de tot la fel, un aviz la, vă spuneam, de alimentarea cu un obis. Un aviz, domnule, care este acum spus la sărăție, e același aviz care trebuie dat de administratorul drumului public. Da, pe care urmează acum așa la aprobarea de vizul de la de asta la școală. Acum, de vizul de la da. Bun, cu aprobarea avizului ăsta, haideți să luăm. Avizului pentru administratorul domnului. Pentru autorizația de construcții la alimentare cu apă. Hai, puneți la vot. Supunem la vot. Ce este? Domnule, sunt de acord că tot am fost de acord mereu, sunt de acord. Poate văd o dată. Și o dată. Hai, trecem la nou. Poate să fie. Poate să fie, vă spunem. Da? Alo, aprobarea. Aprobarea actualizării devizului general al principalului indicator tehnico-economic pentru proiectul alimentare cu apă al localității aparținătoare Comunii Mânăstrea Cașin, sursă de apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare. Da. Deci avem așa, principalul, valoarea devizului este 6.652.772,90 lei, valoare totală a investiției. Cu principale indicatori economici. Captare prag de versor cu priză de roleză, două bucăți, una pe găina dulce și una pe pietroasa. Deznisipator, două bucăți. Conducta aducțiune de 110.1939 de metri liniar. De 125.2485 de metri liniar. De 140.2684 de metri liniar, de 160.2930 de metri liniar. Aveți, dar trebuie să fie corect, acum nu da, da, da. Stația de tratare, un debit de 25 de metri cub pe oră, o bucată, și 150 de metri de, 150 de metri de alimentare cu energie electrică. Și avem așa, la construcții și instalații. La captarea de la Pietroasa sunt 1.853 inclusiv TVA, 1.853.872,98 lei. La captarea de la Chioina 3.748.775. Stația de tratare 175.931,90. Deci avem două captări de apă, da? Două captări, da. Bun, una e de sigurat, așa, cea de la Pietroasa. Trasee de la Pietroasa. De... Deci bine, desfăcute traseele, dar sunt făcute... Eu zic, traseele. Trasee de la Pietroasa la Mănăstire? Da, domnule, sunt făcute în teren, să știi exact cum îi trebuie. Sunt delimitate. Delimitate, delimitate, dar nu se poate băga cu unul. Dacă noi discutăm de scoaterea la licitație, de unde Dumnezeu să fie băgat în anumită? Traseele sunt făcute. Nu, domnule. S-a întrebat dacă sunt făcute traseele. Traseul este făcut. Să este delimitat cu ladră, este delimitat cu... Traseul este trasat. Da, traseul este trasat. Deci e desenat pe pământ așa, pe un lac trebuie. Explic. De ce nu luați la mișto? Deci am înțeles că sursa asta de apă se face ca să fie mai ieftină apa. Putea să-mi corectăm și mai ieftină și mai ieftină și mai ieftină. Conectați la apa, dar nici nu știu că dar. Stai, doar, ține mai bine. Dacă conectați la apa, mi se părea corect, adică tot luați peste picior. Uite, nu puteam să spun așa. Dar de ce să mă dacă vine, nu duci pe Hanuș? De ce să mă dacă pe toată? Că sunt de apă. Că sunt de apă. Poate poate să mă aproape, n-ai și. Păi pe lungă. Trebuie să fie cu capra.
dacă sunt oamenii astea de ștapă la unești. Nu știu dacă sunt oamenii astea de ștapă la unești. Dar dacă aveam apă aici, dacă vreau să fiu la apă aici. Nu știu mai despre asta, păi. Deci nu mai este să fie unde aceasta a fost la asta. Dar nu era terenul nostru, domnul ăsta. Nu era terenul nostru. Noi nu puteam să includem un proiect la timpul respectiv, când soluția, asta era soluția ideală. Atunci când s-a făcut proiectul, trebuia să facă cu captarea de acolo. Da, și un proiect de aprobare nu se putea face. Ce am la Hildic sau cui era terenul? Deci, la nu-ți, la... nu-ți aproba nimeni finanțare dacă nu era terenul tău. Exact cum aș face. Deci nu-ți aproba nimeni dacă nu era terenul tău. Da, deci astea sunt indicatorii. Dar când bea o mare de apă de traseu ăsta? Când bea? Traseu puteți să bea și acum, că este apă pe traseu, să știți. Rezervoarele sunt pline la vara asta. Apă potabilă, da? Acum, la momentul ăsta, credeți-mă că rezervoarele sunt pline. Dar de ce apă oamenii? Pompat ca să facă proba de presiune, că trebuie să predea instalații. Trebuie să mi le predea ca să le trecem în domeniul public. Să închidem deci, proiectul trecut, el trebuie să facă probele de presiune, că instalația este funcțională, mi-o predă și de acolo trebuie să... Deci, domnul Berloi. Trebuie să facem șampania, domnule, măcar un gel de mie. În iarna asta noi scoatem la licitație. Deci în iarna asta noi scoatem la licitație. Facem licitația, ca de asta pregătim documentele astea, ca să scoatem la licitație. O să vină un constructor, în primăvară îl avem și îi dăm un material. Și a zis că licitația la pumul ăsta care e început, adică să nu asfaltare. Nu. A zis că în septembrie se face licitația. S-a făcut? Da, se lucrează la licitație. Din septembrie? Da. De ce credeți? Că v-ați durează, dacă pare o contestație, îți dea Dumnezeu să terminăm în iarna asta. Nu, că lucrurile nu sunt atât de simple, domnul apropo de chestia asta, am primit hotărârea tribunalului de respingerea că ei au făcut contestație. Și la ce? Faptul că le-am reziliat contractul și cu contestație. Le-am dat, bineînțeles. Și ce urmează? Licitația. Acum, în seara asta, de exemplu, când primisem de la Iași, sunt transmis niște documente. Și asta am făcut cât am lupsit de aici, am transmis niște documente la ei. Iasca naște, le-am semnat și le-am transmis. Ca să știți. Da? Supuneți la vot. Dacă nu mai sunt discuții, spuneam la vot. Deci cine este pentru? Aprobarea de vizuri. General și cu valori indicatori. Împotrivă? Doar 1000 de viață. 6, da? Țin că am frontele și nu mai am nevoie de acum, am săturat de fapt. Dar nu pentru dumneavoastră, pentru alții. Pentru alții, dar nici alții. Dumneavoastră nu sunteți aici ca să vă reprezentați singuri. Dar nu se bat de apă, interesul propriu. Din 2005 tot bem apă de la aici. Eu zic așa, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Și să ajungeți să bea apă. Bun, bravo! Asta, da. De-a dreptul proiectul pe șapte. Te-a cumpărut 50 de ani ca să-mi trăiești la vreodată. Aici mi-a zis. Cabinirea taxelor și a potitelor blocare pentru anul 2020. Impozitele și taxele locale pentru anul 2020. Poate să sunt cele de-au trebuit. Trebuie să aprobat, așa cum sunt. Vă dacă nu știu într-o modificare. Am umblat la... La impozite și taxe și mai ales la clădiri, terenuri, rămânim la nivelul anului 2019. Avem singura propunere pe care o avem vis-a-vis de Căminul Cultural, unde vrem să dedicăm la 1500 lei folosirea la munți, în general, mai ales că acum slavă Domnului, este ceea ce era. Deci, deci pentru chiriere, pentru nuntă, taxa propunerii este de 1500 de lei și eliberare certificat, taxa de eliberare certificat fiscal se propune 5 lei. Eliberare gratuită pentru școală și pentru cazuri de asistență socială. În rest, celelalte taxe și impozite. De la 1000 de lei? Da, 1000 de lei, da. La 1500.
1500, ideea este că nu ne acoperim cu cheltuielile. Adică rămân deși eu o grămadă de acolo. Curent electric, am modificat instalațiile, că nu mai... Vă dați seama, s-a aduc combini frigorifici, tot felul, răzi. Acum avem și noi dotarea noastră, pe care am băgat-o acolo. Nu reușesc să scoatem bani cu asta și nici nu urmăresc să scoatem bani, dar măcar să scoatem cheltuielile pe care se fac acolo. Și nu știu dacă 1500 lei reprezintă o sumă extraordinară pentru cineva care face o notă. Sau un hotel. Nu, e o sumă mică. Pentru cheltuielile care se fac, e o sumă mică. Am prins din bugetul de anul viitor și un aer condiționat ar fi perfect. Ce anume? Un aer condiționat. Noi avem instalațiile de aer condiționat. S-a dus și le-am primit de la cineva donații. Ideea este că trebuie să cheltuim ca să le montăm. Dar cineva să ne... Da, am văzut. Gurile de ventilare nu fac față. Să-și vede la toate alea. Acum vă spun. Eu am umblat și în vara asta la niște munți și am văzut că și locații unde dacă se adună 200-300 de persoane la un loc, nu reușesc să fac față cu tot aerul condiționat. Adică, în momentul în care și la credință facă la unul la mănăstire, se lasă ușa deschisă, inevitabil, geamul... Dar aș vizionătoare pentru casă, nu? Pentru cămin. Noi le avem. Noi avem instalațiile, ne costă cu un jur de 1000 de euro să le punem, să le montăm. Și urmă. Nu mai mai la fel și mai trebuie să niște tubulatură. În fine, un jur de el, da? Dacă tu le ai adus și dacă le avem la sector. Nu sunt noi. Instalații nu din cele vechi, ca să zic niște cărbuni. Sunt bune, dar cum omul ți-a dat pe geamă, ce mai e? Sunt funcționale, mai calculitate, știți cum e. Dacă nu sunt bune și chelbești de acolo, ele sunt funcționale, sunt bune, nu sunt, v-am spus, nu sunt din modele din alea vechi, care ele au face ca să-ți mănânce, că îți dea contorul sau că o spune la o colosele pe față. Dar, na, nu sunt. 1000 de euro n-ar fi mult. Aștept de 3 ori. Nu o să dau un apartament mare ca să-i locați. 1000 de euro să-i montezi? Să le montezi? Nu. Nu. Dar îți trebuie să anumite chestii. Să-i faci. Eu zic că ies. Da. Domnul Mici spunea acum ce chestii. Trebuie 3 ori 10. Trebuie 3 ori 10. Trebuie 3 ori 10 că ele consumă foarte mult. Și merg de la ora 7 seara. Dacă le pui pe instalație și existență și așa avem probleme, când s-a las în siguranță. O să-i pui contractul să-ți plătească un consum. Poate-ți... Trebuie să fi împărțit curentul pe mai multe tronsoare, pentru că sunt vreo 16 aparate. 16 aparate când merg continuu și mai merg și 4 combine și mai merg și... boxele și ce mai sunt acolo, și mai are și două grătare electrice, gândiți-vă că eu zic. Oare, mai e 1500, ca să facă și curentul și tot și tot. Dar trebuie să vedeți că nu mai e 1500. Nu, în asta e inclus tot. Că dar vă spun, mă zicea domnul coleg. Vă mai spun, fețele de masă, arzogia, aproape de 2 milioane, 2 milioane bani. Spălatul. Și nu poți, trebuie să te duci pe toate, nu poți să te duci. Undeva la 5 lei de față de masă, știu. O să trebuie să am o mașină de spălat. Da. De față, noi n-am fi. Dar trebuie una din aia. Da, vis-a-vis de taxe și impozite, dacă aveți vreo propunere, dacă aveți o... Da? Deci supunem la stabilirea taxelor și impozitelor. Cine este pentru? Dacă e ca așa, nu trecut. Să nu ți-a zice la schimbare. Atât dacă ți-a venit la ați vreau, să potrivă. Exact. Abțineți? Toți. Da. Toți, da? Toți, da. 11. Aprobarea regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun în matriculării și unele reguli privind circulația acestora în comuna Mănăstirea Cașa. Ce sunt motoarele, motoscuterele, ce sunt? La 11 aveam un material vis-a-vis de o amnistie fiscală. Așa este. Ca să nu s-a adus.
Și ce scrie regulamentul? Nu, stați că eu n-am trecut la 11. Unii regulament. E primul. Aici. Da, cum să e vorba de majorările de întârziere care s-au înregistrat. Ai ideea de pe municipiul mai? Ce anume? Tu ai dat doar cu voi municipiul. Tu, dar ai scris pe primărie. Ai scris pe primărie. Nu, haideți că n-am trecut la 11. Pe anumea asta, tot la 10, la impozite și taxe, mai aveam o chestie unică. Avem înregistrate penalități de întârziere de 150.000 de lei, pe total. Iar conform ordonanței 6 privind instituirea unor, din 2019, privind instituirea unor facilități fiscale, i-ar putea ajuta pe cei care înregistrează penalități cu o procedură aprobată prin Consiliul Local, ca să scape de ele până la data de 31 decembrie 2018. Nu știu. 2018. Da. Noi am făcut o procedură și ne-am inspirat cu colegii noștri de la Onești, care au aprobat-o. Și aici despre cum se face notificarea, face beneficiarul, potențialul beneficiar ca să facă o notificare către Consiliul Local, către primărie și să fac niște documente pentru anularea majorărilor din târziere. Doar a majorărilor din târziere. Nu pentru celălalt. Plata care. Și... deci, prezenta procedură se aplică debitorilor persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018, inclusiv au obligații bugetare principale de standard administrate de organ fiscal local, la bugetul local al Comunei Mănăstirea Cașin, mai mari sau mai mici de 1.000.000 de lei. Bine, toată, bine, de 150.000. Pot beneficia de prevederile prezentei și debitorii persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 la bugetul local al Comunei, mai mari sau mai mici de 1.000.000 de lei. Anularea obligațiilor bugetare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local, se aplică de către Comuna Mănăstirea Cașin în condițiile stabilite de către Consiliul Local prin hotărâre de instituire a unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor bugetare și accesorii. Are parte de definiții, obiectivul, durata și condițiile procedurii. Implementarea procedurii. Ca să vă dau. Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri pot depune la organul fiscal local până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesorilor 16 decembrie 2019, inclusiv sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de anularea obligațiilor bugetare accesorii de state, o notificare cu privire la intenția lor conform formularului tipizat pus la dispoziție de către Direcția de Taxe și Impozite. Anexat la lege. După primirea notificării prevăzute la articolul 10, organul fiscal local verifică dacă debitorul și-a primit obligațiile declarative până la data respectivă, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudinea obligațiilor bugetare, ce constituie condiție pentru acordarea facilităților fiscale. În cazul în care constată că debitorul nu și-a primit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă pe debitor conform prevederilor articolului 7 din codul de procedură fiscală. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data de primire notificării, organul fiscal local eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală informativ pe care îl comunică debitorul. Organul fiscal local are obligația de a clarifica pe debitorul eventuale neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiții pentru acordarea facilităților fiscale sau celor care pot fi anulate. Procedura de acordare a facilităților fiscale pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit articolului 10 din procedură, majorările din întârziere care fac obiectul anulării se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal local emite decizie de a amâna la plată a majorărilor de întârziere. Procedura de executare silită
nu începe sau se suspendă după caz pentru majorările de întâzi. Amânate la plată potrivit literei A. Majorările de întârziere amânate la plată potrivit literei A nu se sting până la data soluționării cererilor de anulare a majorărilor de întârziere sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere. Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații. La data de emitere deciziei de anulare a majorărilor de întârziere sau decizii de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, la data de 16 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere. Modelul deciziei de amânare la plată este prevăzut la anexa 2, în anexa 2 la procedură. Efectele cu privire la opririle instituite de organul fiscal, însă același ordonanță 6 din 2019. Am principiul care ar fi exterior, dacă șachetă toată datoria de urmă... El șachetă datoria din urmă, face cerere, face notificarea asta, le pune și practic cerere. Deci el șachetă datoria de urmă, ca să știu mai mare. Uneori majorările erau mai mari. Mai mari decât debitul în sine. Adică s-a mai găsit majorări, plătește numai acea... Numai debit. Adică el are, nu și-a plătit debitul, de exemplu, pe 2016, da? Până în 2019 a crescut majorări. Să șterg majorările, dar el trebuie să plătească pe 2016, pe 2017, pe 2018. Cam așa. Deci așa. După asta e s-a dat urmața asta de aici. Dacă nu plătește timp de 5 ani, ți se amânează de asemenea. Bun, acolo dacă nu plătești timp de 5 ani și nu ești notificat, vă rog. Da, deci este de mult. Da, dacă sunteți de acord cu procedura, da, supunem acolo și documentată. Pentru că, împotrivă, abține toți. Trecem la urmă. Da? Ia-ți mă. Da, așa. Trecem la punctul 11. Aprobarea regulamentului pentru înregistrare, evidență și radiere vehiculelor care nu se supună matriculării și unele reguli privind circulația acestora în comuna Muntele Cașa. Da. Foarte adevărat. În intenția noastră de a fi cât mai permisiv, aveam tendința de a da drumul la înmatriculările astea așa, de timp cadrul legal s-a mai schimbat. Cert este că am pus la punct un regulament pentru înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor care nu se supun înmatriculării și unele lucruri prin circulația acestora. Și o să vreau cu bună voință dumneavoastră să-i dau citire. Sunt chestiuni... Au apărut niște chestii de mărți, dar nou cod de 2019. În ordinul Ministrului Transportului. El a completat. Da. Și vorba de hotărârea Guvernului 1391 de 2006, spicuirile de 2001, greul 2 din 2001 și așa mai departe. Dar ceva nou, cu 2001. Așa. Prezentul regulament stabilește procedura pentru înregistrare, evidență și radierea vehiculelor cu care nu se supun înmatriculării și multe reguli privind circulația acestora în comuna Mănăstirea Cașa. Articolul 2. Mopedele, mașinile și utilajele autopropulsate, utilizate în lucrări de construcție, în lucrări agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum și vehicule cu tracțiune animală, cărui proprietari au domiciliu stabil sau sediu în comuna Mănăstirea Cașa. În sensul prezentului regulament se definesc următoarele termeni. Înregistrare de moped, quadriciclu, ușor, deținător, mandatat și așa mai departe. Pentru a circula publice din comuna Mănăstirea Cașa, vehiculele pentru care nu există obligația matriculării, trebuie să fie în bună stare de funcționare și să îndeplinească condițiile tehnice minime stabilite în cartea tehnică de exploatare sau în fișa tehnică a vehiculului completată de solicitat pe proprie răspundere. Proprietarii sau deținătorii mandatați ai vehiculelor menționate la articolul 2, în zone fizice sau juridice, cu domiciliul, sediu sau reședința în comună Mănăstirea Cașin, sunt obligați să le înregistreze înainte de a le pune în circulație potrivit prezentului regulament.
înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculare. Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor din Comuna Mănăstirea Cașin, care nu se supun înmatriculare, este Comuna Mănăstirea Cașin, prin servicii impozite și tase, din cadrul Comunei Mănăstirea Cașin. Înregistrarea vehiculelor menționate la articolul 3 se face la cererea proprietarului sau deținătorului mandatat pe baza următoarelor documente. Cererea de înregistrare a vehiculului, actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului, actul de proprietate al vehiculului, factura, contractul de vânzare, cumpărare, etc. În cazul vehiculului cu tracțiune animală, în lipsa actului de proprietate de ținător, va da o declarație pe propria răspundere, din care se rezultă că vehiculul cu tracțiune animală, ce face obiectul registrării, face parte din patrimoniul propriu și precizarea titlului interior trebuie a fost dobândit. Cartea de identitate a vehiculului în original sau atestatul tehnic, dacă vehiculul nu necesită o folosare. Dovada efectuării inspecției tehnice potrivit legii, excepție făcând vehiculele cu tracțiune animală. Asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube pe produse terților, fac excepție de la obligația de asigurare obligatorie vehiculele cu tracțiune animală conform articolului 76 alineatul 1 din HG 1391/2006 actualizată. Dovada radierii în circulație în cazul unui înregistrări animale. Declarația pe proprie răspundere privind asigurarea parcării vehiculului într-un spațiu adecvat deținut în condițiile legii. Proces verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice juridice eliberate de compartimentul impozite și taxe locale. Dovada achitării taxei de înregistrare a vehiculului. Dovada achitării contravalorii plăcuției plăcuțelor cu numărul de înregistrare. Taxa de înscriere a vehiculului este de 15 lei. Contravaloarea plăcuților de înregistrare, gestionată de către Primăria Comunei Mănăstirea Cașin, va fi recuperată de la persoane fizice sau juridice care solicită înregistrarea vehiculului și este în valoare de 25 de lei. Înregistrarea se face pe numele proprietarului de vehicul. La cerere înscrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înregistrare se poate înscrie și o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care acesta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de înregistrare se menționează datele de identificare ale utilizatorului. Pentru fiecare vehicul înregistrat, în baza documentației depuse la serviciul impozite și taxe locale, din cadrul Primăriei Mănăstirea Cașin se eliberează un certificat de înregistrare, o plăcuță cu numărul de înregistrare pentru mopede, respectiv două plăcuțe cu numărul de înregistrare pentru mașini și utilaje, autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun matriculări, precum și vehiculele cu tracțiune animală. Modelul, conținutul și caracteristicile certificatului de înregistrare și ale plăcuței cu număr de înregistrare sunt menționate în anexa 1 la regulament. Radierea de circulație a vehiculelor care nu se supun în matriculări. Radierea vehiculelor prevăzute la articolul 2 se face la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia în următoarele cazuri. Proprietarul sau mandatarul acestuia dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat deținut în condițiile legii. Proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului. La trecerea vehiculului în proprietatea de persoane în condițiile legii, la schimbarea domiciliului sau a sediului proprietarului pe raza de competență a unei alte autorități decât cea la care s-a efectuat înregistrarea, la scoaterea definitivă de România a vehiculului respectiv, în cazul furtului, radierea din circulație se efectuează după 30 de zile de la data înregistrării plângerii la solicitarea proprietarului. Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza hotărârii instanței de judecată conform legii de către autoritatea care efectuează înregistrarea. Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân în condițiile prevăzute de lege, precum și vehiculul care a aparținut unei persoane juridice desființate și pentru care nu s-a achitat impozitul pe o perioadă mai mare de un an. Radierea vehiculelor menționate la articolul 2, registrate la Comuna Mănăstirea Cașin, se face pe baza următoarelor documente depuse la servicii impozite și taxe locale. Cererea de radiere, actul de identitate sau certificatul de registrare eliberat de Registrul Comerțului, certificatul de înregistrare, cartea de identitate a vehiculului după casă. La radiere, odată cu depunerea de documentație la servicii impozite și taxe locale, proprietarul vehiculului va preda plăcuța sau plăcuțele cu numărul de înregistrare, cu excepția cazurilor când nou proprietar optează pentru păstrarea numărului de înregistrare. Obligațiile deținătorului de vehicule.
proprietar de vehicul, persoană fizică sau juridică, cu domiciliul țării sau reședința comună a mănăstirii Cașcă, este obligat să declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare în cel mult 48 de ore de la constatare, să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus, să depună imediat la autoritatea emitentă vechiul certificat de înregistrare în cazul în care, după obținerea noului certificat, a reintrat în posesia vechiului certificat. În cazul schimbării oricelor date referitoare la proprietate ori la vehicul, scris în certificat de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității emitente eliberarea unui nou certificat de înregistrare în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a suferit această modificare. Persoana fizică sau juridică care deține vehicule înregistrate în alte localități și își stabilește domiciliul, sediul sau reședința în comună Mănăstirea Cașin, este obligată să le înregistreze în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului, sediul proprietarului sau mandatarului acesteia în comuna Mănăstirea Cașin. Deținătorii de vehicule înregistrate au obligația să monteze pe aceasta, pe acestea, după caz, sau una sau două plăcuțe cu numărul de înregistrare. Este interzisă circulația pe drumurile publice din comuna Mănăstirea Cașin a vehiculelor care nu au aplicat plăcuța, plăcuțele cu numărul de înregistrare, cu plăcuțele amplasate necorespunzător. Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor aliniate din evidență. Sancțiuni. Constituie contravenții, sancționează cum urmează atât persoane juridice cât și persoane fizice, cu oameni de la 100 la 200 de lei, declarare, nedeclarare la organul emitent de pierderii furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare în cel mult 48 de ore de la constatare, cu oameni de la 100 la 200 de lei, nesolicitare în termen de 30 de zile a eliberării unui nou certificat de înregistrare, în cazul schimbării oricăror date la proprietate ori la vehicul. Pentru infracțiunile prevăzute articolul 85 din codul de Poliția Națională la sesizare în dată organele de urmărire penală, în caz de urgență vor solicita și prezenta la fața locului a reprezentanților Poliției Rutiere. Aici ei aveau poliție locală și... Cu respectarea prevederilor articolului 28 din orice 2/2001, republicate contravenții vor achita jumătate de minimul amenzii prevăzute în prezentul acordului, în timp pe loc sau în termen de 15 zile, la data încheierii pe procesul verbal, în caz de la data publicării acestea. Prezentul regulament se completează cu prevederile ordonanței de urgență a guvernului numărul 195, privind circulația pe drumurile publice, republicate, planificate și completările ulterioare, respectiv momentul de aplicare de legea 195. Așa mai departe. În general, cadrul, chestiunea asta era aplicabilă. Că la înregistrare, când, practic, îți puse și lucruri pe care le făceam, dar trebuia și un regulament aprobat de Consiliul Local în sensul ăsta. Da. Sunt comentarii ceva? Hai să comentăm. Mai întâi, plăcuțele astea trebuie făcuse pe fiecare căruță, să zic, că și astea, da. Vehicul cu tracțiune animată. Da, sunt. Cine? Da, nu le are cu toată. Dar nu are răspundere. Asta este. Face să se zic. A doua chestiune este că vehicule care sunt înregistrate într-o comună n-au voie să circule în altă comună, sau pe zone, anume de unul. Acum, eu am înregistrat scuterul pe Mănăstirea Cașin, nu mă dau nici cu el. Care e problema? Sau cu tractor. Dacă am asigurare, verificare tehnică, numai că nu pot să mă duc cu bulevard cu tractorul pe el. Nu poți să le mai nu poți să le mai nu. Da, eu am făcut de ce chestiile asta, adică... Bine, știu, dacă e, da, nu? Dacă e, da. Îți mă duceam la parcă și se întâlnește și un da? O culoană, prin mărul, o culoană de tiruri, te durea mintea. Deci nu așa, culoană, culoană, da? Și când am ajuns la pensiunea, cum îi cheamă? Catalea. Știți? Pensiunea Catalea? Da. Deci era coadă din vârful ăsta de aici și până în partea aia altă, da? În fața unui motoscuter. Da? Erau tiruri după el, așa. Trate, depășit, și la un moment dat am depășit și motoscuterul, da? Când am trecut... Așa, după și pot că toți cădele nu credeți că erau toți cădele. Era mă răstea. Era așa.
Comunei, da. Acel raportul de audit se depune la Consiliul Local
Și știți ce înseamnă. Se face, mai ales că ei se ocupă, discutând un pic, se ocupă și poate de venitor și de cheltuieli, să fac recomandările necesare, să dăm un termen de remediere a problemelor care se constată. Plus că atunci când vine Curtea de Conturi, primul lucru pe care îl face, ia raportul de audit făcut de auditor și se ocupă mai mult de investițiile mari acum Curtea de Conturi. Adică o să vină, de exemplu, la un exemplu, școală, da? O să ia absolut tot, la măsurat, la teren și așa mai departe. A fost un exemplu. Da. Iar ei își trimit 2-3 specialiști când după planificarea pe care o fac la începutul anului, la începutul anului se fac planificare, se stabilește exact câți specialiști îți trimit și îți vin oamenii și îți preiau documentele și practic se face auditarea și cât e redevența pe an. Deci redevența pe an este discutată aproximativ între 40-50 de mii de lei. Pentru audit. Pentru o audit. Nu, nu. Și pentru că facem patru în acord. Acord. Cât e cotizația asta să fie mai membre acord? Asta e o cotizație. Cotizația e 5 mii de lei. Ai mult mai mult. Plus, deci ăsta era unul dintre avantaje, că dacă faci parte din noi, plus că ai acces la informația care e acolo, da? Sunt negocierile cu guvernul, cu... Informația, mai accesul este bine. Aia, dar sunt lucruri pe care... Exact, care găsi capul. Nu le găsești pe internet. Nu le găsești pe internet. Nu găsești toate informațiile pe internet. Îi găsești, dar... Da, cam despre asta e vorba în cele două. Și avem, aici avem statutul Asociației Comunilor de România, filiala județeană Pacău. Și aici avem... Scopul. Păi scrie undeva? Nu trebuie undeva să scrie. Undeva scrie, deci 50 de lei. Trebuie să scrie. Fiecare membru participă cu sau... Unul 30 de lei, nu vezi ce se face la urmă. Da, aia se face... Se face anual. Păi anual, da. Cât? Deci de cât știu eu, anul ăsta a fost 5.000 de lei. Dar nu este trecând în statut. Deci mai ce știință așa din anul ăsta? Asta s-a probit, s-a probit și cum... Ca la aviz. Dar eu mă rog în fiecare an. Cotizația la aviz, la aviz. Să dacă vrei să spune așa, nu știu. Hotărâre, prima hotărâre. Da. Fiecare an, ca 30-40.000 de lei, e și eu la audit, nu? Dacă nu îți angajezi, dacă nu ești obligat să-ți angajezi cu un personal. Un personal care poate mai mult. Poți trebuie duși cu 2 miliarde de prin dacă nu găsești. Asta nu mai știu. Deci, se apropa de rarea Comunii Ministeria ca și la Asociația Comunilor de România, însă și în prevedere de statutului aceea. Să ia tractatele pentru a la Asociația Comunilor de România, să prevede statutul Comunii Ministeria ca și la Comunii Ministeria Consiliul Local. Se aprobă participarea funcționarilor publici, personale, contractuale din cadrul primăriei Ministerului Cașa și a instituțiilor serviciilor publice din interes local a păstrăirea corpurilor profesionale ale Asociației Comunilor din România, reprezentarea Comunii Ministerului Cașa în cadrul Asociației Comunilor din România, precum și al filialei județene Bacău a Asociației Comunii din România, se asigură de când primarul Comunii sau din către puternicii cu acestuia pe baza unui mandat de reprezentare aprobat cu dispoziția primarului Comunii. Se aprobă darea folosință gratuită a unor spații din primăria Mănăstirea Cașe pentru filială, pentru lucrarea. Așa în situația în care Consiliul Director al acestei filiale stabilește ca sediul său să fie la nivelul Comunei Mănăstirea Cașe. Obligațiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire sau de aderare la Asociația Comunilor se suportă în bugetul local al Comunei Mănăstirea Cașe. Prezenta hotărârii se comunică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului, primarului, primarului, președintele. Secretarul general. Secretarul general. Da? Deci asta e pentru prima. A doua este următoarea. Ca să spun, sunt două cotări. A doua este acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Acor, potrivit anexei în care face parte care face parte integrată din prezenta hotărâre. Așa. Și aici spun.
părțile. Filiala județeană Bacău a Asociației Comunelor, 1 și 2, Comuna Măstrea Cașa, care recuperează vederea finanțării și realizării ei în comuna activității de audit public intern, respectiv oasele Măstrea Cașa, cu sediul Măstrea Cașa și așa mai departe. Președinție educativă. Cum? Președinție educativă. Președinția nu. Pentru că se face ca la Lions. Și conform legii 215/2001 privind administrația publică locală, 672/2002 auditul public intern, legea cadru privind descentralizarea 195/2006, prezentul acord de cooperare a fost încheiat în două exemplare, doar identificat din vedere juridică, de exemplare pentru fiecare parte semnatară, asta data de mai sus. Aici, obiectul acordului de cooperare. Obiectul acordului prezentului acord de cooperare, permite în continuare acordul, constituie cooperarea dintre părțile semnatare, prin reprezentanțe legale ale acestora, în vederea organizării și exercitării activității de audit public intern, în conformitate cu prevederile legii 672/2002, privind auditul public intern, republicată cu modificările ulterioare și ale legii 215/2001 a administrației locale. Prezentul acord stabilește drepturile și obligațiile părților de organizare și exercitare activității de audit public intern, atribuțiile compartimentului de audit public intern, obligațiile financiare ale entităților participante semnatare, obligativitatea confidențialității datelor și informațiilor în posesia cărora intră oricare dintre persoane implicate în acest proces. Părțile semnătate stabilesc principii care stau la baza aplicării acordului și se angajează să acționeze consecvent în finalizarea lor sub formă, menținere de independențe juridice, decizionale și financiare a fiecărei entități publice participate, îmbinare în mod echitabil la nevoilor de audit cu resursele disponibile pentru entitățile publice participate, irevocabilității pe cale unilaterală contractul acordului de cooperare. Așa mai departe, deci, multe ori, cum toate se referă la auditul intern. Deci, contractul de audit va fi în jur de 40.000 de lei de stat, de avizi președintele, așa, și cotizația și... Noi până acum, cu cine făceam auditul? Bănuiesc că s-a făcut și până acum, adică nu? Nu, nu, nu. Am făcut doar... Auditul a făcut doar curtea de conturi, ultima dată, în 2018. Am dat cu nu, 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 am mai avut odată contract de audit, da, pe domnul Mircea Puntavin, cred că prin anul 2012-2013, cam așa, mi-a aduc aminte la fel. Mai avut un contract de audit făcut. Stăna și-a făcut. Da, prins. Vin, exact cum e, practic, e același lucru care îl face curtea de conturi, cum ar fi un alt format. Adică oamenii îți vin, îți iau foarte multe documente. Și verifică unul pe altul, ce ai de aceeași. E important, eu scrie raportul, sinteza. Deci, ei verifică, în primul rând, v-am spus, curtea de conturi, noi venim să mai verifice cheltuielile, veniturile și cheltuielile. Ți le verifică auditul. El îți ia mai raportul din curtea de conturi, vine iar raportul de sinteză pe care îl depune auditul intern și verifică el ce a făcut ălaltul. Da? Și îți ia, da, într-un fel și la altul. E o verificare în curtea de conturi. Da, da. Și în curtea de conturi îți ia investițiile mari. Deci investițiile mari, ăștia nu se bagă. Și verificările în teren. Nu se mai bagă. Și verificările în teren. Deci curtea de conturi convine, îți ia investițiile mari, spicuiește raportul de audit pe care îl fac ăștia la față, practic e o ușurare a muncii curții de conturi. Frunzărește așa și se vadă un... Pentru că sunt probleme foarte mari, accelerează și ei, dacă nu dau drumul mai departe și se axează pe investițiile mari. Curtea de conturi nu ia ceva bani și ei? Nu, nu, nu. Asta e plătit de stat, nu? De stat. Și aparțin direct de parlament. Ei nu mai cândva și la aia. Păi, dar nu, ideea este că...
intri în asociația asta, când mai povărezi între 5.000 și între 50.000. Tu vreau să mă gândeam și eu, că da, poate și de acolo, da, am înțeles. Nu, trebuie să faci la urmă, dar poți să nu faci în dreptul acolo. Poate găsești o casă de la urmă, ba da, ei nu. Deci nu este scris nimic, acolo mi se vede bani. Că și nu am casă de audit, poate fi un care să facă audit. Nu știu dacă ai la audit, la entitățile publice, nu știu dacă ai să fii voie să fie așa cu 10 vieții de ideal să faci audit public. Dar nu mă gândesc că nici acolo nu are la auditorilor. Tot au un contract de colaborare cu firma. Nu, nu. Sau audatează auditorul. Asociația are auditul ei. Da, să zicem și eu că, într-adevăr, sunt niște bani care nu s-au specificat în hârtii. Dumneavoastră a spus doar de am auzit că atât, am auzit că atât. Deci, mi s-ar fi fost corect să scrie exact. Ne-ar ajuns să scrie negru pe alb. Eu v-am spus, discuțiile care le-am făcut până acum cu președintele filialei județene, ne-am referit strict la contractul de audit. Pe mine asta mă interesează. Păi da, aici, la punctul 12, unde spune aderarea comunei la asociație. Aderarea comunei la asociație se face în baza unei sume plătite, cum am făcut și la ADES, nu? Nu, asta e. Păi ați zis mai înainte că se da un jur de, ne costă un jur de 5.000 de ani. Dar nu se dă în cotizația, nu se regăsește în hârtii. Fiecare, păi nu. Păi nu. Aia, în fiecare an, taxa este stabilit, fiecare și, asociație și stabilește cu membrii ei, stabilește ce taxă ia deci, ca și cotizație de membru. Ulterior, nu s-a stabilit. Deci asta nu era scris acolo, trebuia să fie legat. În fiecare an se stabilește suma. N-am auzit. Scrie exact în statut, în fiecare an se stabilește taxa... Exact la Crucea Roșie. Păi și, da, trebuie să nu deștește 5.000 de lei. Păi așa a fost anul. Anul ăsta, deci n-am văzut auxiliare, poate să fie și... Adică mai jos, nu, dar mai sus... Deci a fost, așa a fost. Nu știu, cum de utilitate. S-a plaudit, costă doar... Ne costă doar 400, cum a spus dumneavoastră. Astea sunt vorbe care zboară, nu știu, nu trebuie să fac subsidii, dar o să coste... Dar nu să ai auditorul tău, ala, nu a comunii, dar să-i plătești cu ea mulțumesc. Și asta la revedere strict când nu se vorbește de astăzi de un preț. Nu, nu e asta vreau să spun, că noi ridicăm mâna, e vorba de niște bani, nu? Nu. Deci vorbim de niște bani care se cheltuiesc din bugetul local și nu știm cât. Dar nu se cere nimeni niciun bani acum. Noi vorbim de aia sunt din care la asociația păi, în care noi dăm hotărâre că aderăm, trebuie automat să dăm bani, nu? E firesc. Deci și cât te costă, nu? Nu, nu trebuie să dai bani acum. Îi dai la an. Da. Păi da, dar îi dai la an. Da, da, da. Nu poți să dai. Dar nu poți să mai spui atunci când mai dai bani, în condițiile în care ești deja membru. Da, uitați aici, că avem pe punctul 5. Astăzi, aprobarea cuantumului cotizației anuale la așa o să avem și mai trebuie. Pentru că nu avem un preț de referință și avem strict, ne afiliem și avem rând. Trebuie să dai, cât se stabilește, n-ai ce să spune. Absolut, da, da. Așa e. Un preț pe care nu aș oferesc. Ei, acum plătești banul. Ce să oferă. Dacă e vizionat, nu ai fost surprins la acolo. Haideți, dar nu mai sunt acolo. Îi supunem acolo. Deci, ce și de viață. Haideți, să vedeți și de viață. 12. Da, ne supunem acolo. Cine este pentru? Votăm la pachet, da? Da. Împotrivă? Da, da. Eu mă abțin. Abțin, da? Popul. Poate nu ne primește. Și trăiește. Nu ne primește. Nu mă zice și noi. Nu avem. Nu avem. Nu avem. Nu avem. Nu avem. Nu ne primește. Avem un mai ușor. Nu ai. Așa. Nu e expert. Nu s-a făcut. Da, nu știu. Da. Ce avem acele pe legătură?
După cum știți, știți sau nu știți, dar data de 22.10 la familia Zănavu Joniță la Haloș, ea și anexă acolo. Și a depus, a avut loc un incendiu. Și a depus, având probleme cu financiare, a depus o cerere ca să-i aprobăm 10 metri cu material de lemn, dar avea nevoie ca să poată să-și facă, știți cum mai aproba unei construcții. Este că noi nu mai avem acum posibilitate să mai dăm cuiva material, că atunci dădeam când, în momentul în care marcam noi, se ducea unul cu aprobarea Consiliului Local, o altă, la cel care gestiona, mă rog, erau alte facilități. Acum nu mai sunt, însă noi am putea să aprobăm un ajutor, ce înseamnă 10 metri cubi de material. O treimiare. 3.000 lei. 3.000 lei. 8.000 lei. La comuna nu mai are propunerea. Ei. Ba da. O administrează. Dar noi nu putem să mergem în pădurea 490 metri cu material, când îi bagă ăștia pușcării. O administrează Rom Silva. O administrează Rom Silva și la sfârșitul anului se dau parte de profit pe care o avem noi. Anul ăsta dau parte de profit, mă în jur de 250.000 de lei. Înțeles. Da, să calculăm cât ar face 10 ani din cheie. Vă spun eu, 8.000 lei. 8.000 lei? Dar nu pentru că nu te-am zis. Nu ți-a zis, 10 minute de creșterea. Grindul de creșterea, ce vreți e 8.000 lei? E pentru că am cumpărat. Nu. Păi dacă creșterea... Nu, 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 nu. Dar asta nu vreți zice creșterea, dar... Creșterea de lucru. Gris sau căprior? Atunci atâi 5 metri cum din grins, o bădeți. Sau 10 metri cum din grins, o bădeți. Da, avem. Câte metri cum? Avem 10 metri. Câte metri cum? Este preocupat. Da, ne preocupat. Câte sunt 5 metri cum din grins? Păi, dar nu sunt 5 metri cum din grins? Sunt 5 metri cum din grins. Sunt 5 metri cum din grins. Sunt 5 metri cum din grins. Nu, nu. Nu, nu. Și atunci am ar fi niște cherestea, nu sunt 10 metri cu nu sunt nicio vorbă, da? Deci, la legea 171, confiscările din material lemnos, care le face ocolosific, ne le dă nouă, ne dă nouă. Ne le dă nouă și a confiscat 07, 05, 0 și acolo noi le-am administrat să nu se așezate în halul la sector. În halul la sector. Și este scândură de 2,5, lungă de 4, este și lungă de 2, este și lungă de... Ar trebui să facem o inventariere. Poftiți? E mult 10 metri. Da, nu, nu, 10 metri cu mine. De scândură. Eu nu știu dacă sunt 5. Dar trebuie să trebuie să trebuie. Și dacă cumva, asta vă cer acum acolo, dacă cumva femeia are nevoie de scândură, și așa e asta acolo stivuită și acum vreau spun că n-ar, în iarna asta n-ar trebui la ce să-mi trebuiască scândură, că tot de gat sau de asterial. Poate i-aș face și deface asterial. Cât îi trebuie? 2 metri cubi. Îi dăm de acolo. Cu aia dumneavoastră, diferența face un lucru și face un fel următor. Până la ședința următoare. Faceți transcriere și chemați, vedeți ce trebuie, eventual spune Consiliului Local, doamne, i-am dat 2,5 metri, facem proces verbal cu ea, cât? Da, se poate, da? Diferența, uite, asta prin noi aici, se vede așa. Ei trebuie, ca și scâmb, ca și asterial, se poate folosi. Ca și grind și căpuri, trebuie să-i duci, dai, da, 4,5 metri, da, 5,5 metri, da, comandă. Și cât de trebuie, dar o chemă pe femeie, face.
facem proces verbal de predare, venim în fața consiliului, s-a dat atât, tu ce faci? Restul mai vedem ce mai e. Problema ta, nu? Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Toți. Îți spune de ce. Eu spun de ce. Bun. Mergem mai departe. Care o discuție în particular. Băi, dar nu-i bine, mă. Așa cum vă spuneam, ne-am fost înaintat de expertiza asta prin dispensare. Și, evident, proiectantul, expertul, a făcut două soluții. Una dintre soluții este, clar, ștergerea. Iar cealaltă soluție este consolidarea și reabilitarea. Varianta 1. Consolidarea și reabilitarea înseamnă următoarele acțiuni. Consolidarea fundațiilor existente de piatră prin subsidii și cenușuieri pe ambele fețe laterale în grosime de minim 20 cm. Armarea se face cu bare de oțel FIP-AI și dispuse la 25 cm. Cămășuirea pereților structurale existenți pe ambele fețe cu tempiri în grosime de 5 cm armate cu plase legate de fiu-or cu ochiuri de 10 cm, realizate din oțel cu pielope 37. Se va evita utilizarea plaselor sudate, deoarece acestea au un comportament necorespunzător. Dezafectarea planșeului existent din lemn și realizarea unui planșeu nou din beton armat, capabil să asigure redistribuirea solicitărilor seismice prin elementele verticale de rezistență. Dezafectarea acoperișului existent, ce se află într-o stare zăpăvățată de degradare și realizarea unui acoperiș nou. Varianta 2, așa cum vă spuneam, desfințarea imobilului existent și construirea unui nou imobil conform exigențelor pe care se poate. Nu, ai să mă iubesc. Bun, ca și costuri estimate, tot în expertiză, mai mare expertul spune mai degrat mai demore și costuri decât să... Mult mai ieftin să întâlnăm decât să ne dar așa se întâmplă oriunde. Și pentru varianta 1, pentru varianta 1, consolidare și reabilitare. Bine, că aici mai sunt. La descriere, se va depăta șantoata de lemn. Vorbesc de consolidare și reabilitare. Se va depăta șantoata de lemn. Se vor desface plașele de lemn extinde, se vor turna plașele de beton armat capabile să asigure efectele șai protegite. La partea superioară a pereților de zidării se va realiza o centură de beton armat. Se vor consolida pereții structurali de zidării de cărămidă prin cămășuri cu mortar de ciment M100T, mă rog, fără vrași, fără vrași, fără vrași. Cu cât costă? Varianta 1 costă 1575 de euro, estimate. Deci estimate, 1575 de euro. El, ca specialist, spune, domnule, eu estimez că atât de costă. 75 pe metru pătrat fără TVA. Varianta 2, 800 de euro pe metru pătrat fără TVA. Dublu. Deci... Câți metri pătrați scoate el acolo? 107. Înmulțit cu 176 de euro. Cu 1577. 177 de metri pătrați. 177 milioane. Inginerul de aici de la școală spunea așa, zice, dacă îmi dădeați voie, eu dărâmam școala veche și îmi formanea să o ridic din nou. Păi, cred că așa mai bine. Din cauza că m-a ținut-o enorm de mult de atârnat strâmpișoarele pe care i-ați văzut fiecare, că nu puteai să-i cofrezi de sus și până jos, că erau, strâmbeau cofrag special. Doi, oricât ai vrea, și cât de mult ți-ai dat interesul, nu poți să o scoți perfect ca pe cealaltă, da? 32 de ani de euro. Dacă te duci și te uiți, și dacă vă aduți aminte, la Felice aici, acolo, la numărul, la școală era în pantă, se vedea că dacă aveai o mereu de apă aici, te lua apa la ieșire pe partea aia la apă. Dar ce vreau să vă întreb, domnul primar? Nu se face acoperiș din lemn la... Nu, e terasă. Terasă. Așa. Tot de mână o să avem recar cu apa. O să vedem ce o să fie. Deocamdată așa e prevăzut în proiect, dar și vă dați seama și eu îmi doream. Deci e dublu la ce tot asfaltat. Ca la bloc. Bun. E făcut cu materiale
O să-i trebuiască, e adevărat, peste 10 ani de zile, probabil o să-i trebuiască acoperiș. Un acoperiș foarte, foarte jos, noi, dacă e ceva. Da, deocamdată, în fine. Și ideea este că mai degrabă dai jos și o faci din nou, decât să te apuci să o consolidezi și să o... Îți ia foarte mult, foarte mult și în manoperă și în resurse bani. Deocamdată avem o expertiză. Expertiza asta va fi bună și peste 10 ani zile. Da, poate prinzi vreo finanțare, ia, poate prinzi ceva, nu o să știi. Dar clădirea n-a fost niciodată litigiu, nu? Deja nu va fi problemă. Pe clădirii n-a fost litigiu. Da, am spus că... Da, ea poate fi, n-a fost litigiu direct. Litigiu poate fi considerat, pentru că ea e cerută ca... Eu așa am înțeles un pic. Ea e cerută la legea 10. Noi avem cerere pe legea 10. Pe clădirea respectivă, acum, da. O, cred că... Cine a fost cerere? Mai gara? Da. Păi, la mai ce șansă? Nu are, nu are. Nici eu nu zic că nu are, da? Uitați cât îngrevează să-ți ține din... Este comunitatea comunii. Doamne, eu v-am mai zis cu explicare. Iar ea noastră. Noi o avem încă în domeniul public. De ce încă? O să avem încă în domeniul public. O avem încă în domeniul public. Și v-am spus ce... care-i hiba cea mare. Chiba cea mare, nu există un proces verbal de transmitere a acestei clădiri din confiscare. A venit portărelul Xulescu în 49, i-a luat casa lui domnul Milica, Dumnezeu să-l ierte, dar n-a spus că o trec în domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașin sau o trec în proprietatea Comunei Mănăstirea Cașin. Ea a trecut-o, practic, prin decizie, a trecut-o în proprietatea statului român. Iar noi am stăpânit-o în virtutea inerției și ne-am făcut treaba, am fost dispensat și ce mai fost. Dar asta nu înseamnă că noi avem un alt de proprietate, că spun domnul uitați. Doamne, este o diferență. Pădurea care vedeți dumneavoastră de aici la deal este proprietatea statului român, nu proprietatea Comunei Mănăstirea. Dar nu poate... Când noi ne-am luptat, 7 ani de zile ne-am luptat în statul român, ca să se aducă 100 de hectare. Nici Mărioara, nici nimeni nu poate lua de la statul român. Nu, iar să fie. Plătirea asta. Dar 100 de hectare n-am luat pe niciun. Doamne, iar dacă nu știi ce doamne, Indicator. Cu tot cu TVA. Da. 977 de metri pătrat. După părerea mea, a trebuit recondiționată, pentru că, conform uzanților, dacă te apuci de rând, nu mai face nimeni. Absolut nimeni. Rămâne așa, vezi, nu știu. Păi nu sunt rând de rând, până nu sunt bani care se face ceva. Oricum, într-adevăr, domnul Vici are dreptate. Trebuie pus acolo, să intrăm și să punem acoperișul ăla, să punem să nu plouă, să nu se dărâmnică. O să pun partea din lateralului, cât știu eu, am crescut să vină... Soc. Soc. Am crescut soc acolo. Da. Ești din pereții, nu știu la tine. Se îndrătat apa, dar... Se îndrătat apa, nu? Nu e interesat pe mine. Da. Acum, ce spune? Dacă ne apucăm de remediat... Nu de remediat, dar măcar de conservat. De făcut un, așa că încât să nu... Stării, să nu cadă, sigur. Și acoperișul, dar să faci rezistă. Și cărămina, o cărămina nu trebuie să te rămâni. Singurul pericol există, dar fi greu. Cărămina asta cel mai ușor se strice. Se construiește foarte greu. O strici și... Da, nu, domnule, nu să nu strice până nu ce pe altceva. Deci, în momentul când ai regulat, te-ai pus face altceva. Nu se poate să fie greu. Cărămina de aici sunt mai ziua de bani pe aici. Ce trebuie? Aici mai e problema cealaltă a acestor la clădire. Păi, nu știu dacă v-am zis că stickers face 10 milioane. Azi, un buget de 2 milioane de euro, să zic, acum, că suntem așa și noi ne ținem bățurași cu trezi.
avem posibilități. Și așa, peste 2 milioane de euro care le-am strâns din gât, din am nebunit. Ce Dumnezeu să facă? Adică, în fi noi, cine suntem și cine suntem, am ajuns aici, tot datorită faptului că le-am strâns de-a lungul timpului. Doar nu s-au făcut așa, pe urmă, tot. Că am venit cineva așa. Ce-am făcut în Brașoveanu, la urmă ta, trebuie să fim... Ce-am făcut? În Avesti, Brașoveanu, la Bacău, care trebuie să fie mai multe fonduri. Domnul Beloie, lucrurile s-au mai schimbat de când nu mai sunteți, n-ați mai fost neastră primar și consilier și s-au mai schimbat. Pentru că acum sumele nu mai vin cu Consiliul Județean, vin prin Direcția Finanțelor Publice. Da? Iar Brașoveanu este un organator principal de credit ca și mine, da? Păi da, dar el subvenționează comună din județul ăsta. Nu subvenționează, dar de nimic. S-a vrut să spun că n-a niciun cuvânt de spus? Ba. Doamne, dar una este să spui un cuvânt și alta e să subvenționeze. De la spus, spus vorbe până la a da bani, distanță enormă, da? Și eu vă spun că oricine ar veni un ordonator principal de credite aici, dacă nu va avea grijă de venitul și dacă nu le va ține cumva în mână, nu scăpi, la un moment dat te duci prin cheltuie, banii se cheltuie. Da? Exact cum vă spuneam, și cu venituri, cu alte venituri, venite de peste tot, și cu impozite și taxe, că știți foarte bine că curentul la spital, de exemplu, nu a putut să-l face decât din banii noștri. Banii comunei din Năstreaga așa. N-a făcut nimic. Dar nu e vorba că am făcut sau nu am făcut ceva. N-am făcut nimic. Da, domnule, n-am făcut nimic. Domnul primar. Dar banii pe rețeaua aia s-au dus de la ul până la ultimul leuț din banii comunei din Năstreaga așa. Uite, da. Deci au făcut podul ăla. Dar podul european nu putem să aduce. Ce lucru. Uitau cu ce sunt ce s-au făcut. Nu mai e din bugetul nostru. Nu, nu. Deci sunt accesat. Drumul de 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 păi, ca să aducem, nu facem. De exemplu, v-am spus, pe ce s-a depus pe loc cultura la fondurile norvegiene, biserica, și dacă dă domnul și prindem finanțarea și pentru asta se va face un lucru extraordinar, 2 milioane de euro. E cel mai mare proiect pe care îl va accesa Mănăstirea Cașa, da? 2 milioane de euro. Cine va veni să-l gestioneze mai departe, da? Da, da. Să vedem. Să-l vedem eligibil. Să-l vedem semnat, semnez contractul de finanțare și de acolo. Oricum, chiar dacă sunt piedici de genul drumurilor, da? Cum sunt drumurile? Ca asta ne doare pe noi acum. Doamne, nu se mai fac drumurile și nu se fac. E adevărat că nu mai lucrează nimeni. Dar banii noi avem un cont. Eu vorbesc de sume pe care le avem în afara banilor veniți din fonduri europene pe drumuri, da? Banii noi sunt acolo. Nu te poți agăța de ei. Nu te poți agăța de ei. Domnul consilier, sunt doamne hărțișuri din astea, dacă ați văzut că ai avut o nenorocire de constructori care n-au vrut să-ți facă treaba cu banii în cont, la noi avem bani și așteptam ca să vină să asfalteze și n-am mai venit. Ce crezi să nu? Păi asta, scot la licitație, dar chestiunile astea durează. Costă timp, lumea nu mai are răbdare și eu vă înțeleg din asta, voi nu mai am săturat. Da. Asta e, nici eu nu pot să-mi iau acum mașina de asfaltat să-mi iau. Ce să vă spun? Uitați-vă, deci de când sunt primar cu mâna Mănăstirea Cașa, eu asemenea constructor, cum am avut al colegului, n-am avut, numai, mi-a dat Dumnezeu un constructor acum, de mă minunesc și eu, nu-mi vine să cred. Deci, nu-mi vine. Deci, au fost măsuri, deci a fost... Da, o explicație există, întotdeauna există o explicație, dar nu știu dacă eu am luat tot bani pentru șoseaua. Nu știu, dar cred că mai mult câștiga, dar doamne, până la urmă, toți vin ca să câștigi. Dacă puneți să faceți un calcul, să vedeți câți bani erau cânzi, să faceți de asta un calcul, să vedeți câți bani erau în constructul, da? Doamne, eu nu plâng când nu-i rămâne, e normal să-i rămână,
are 27 de oameni care muncesc astea. Și vă dați seama că fondul de salarii s-a apropiat de aproape un miliard pe lună. Dacă da? Îmi plătește pe om 100 de oameni pe lună, vine un om de Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.